Jim Thompson, Ucigașul din mine. Citește Carmen Dumitriu. 1. Îmi terminasem bucata de plăcintă și luasem încă o cafea când l-am zărit. Cursa de la miezul nopții ajunsese abia de câteva minute, iar el trăgea cu ochiul în restaurant, printr-o fereastră aflată în capătul dinspre depou, ținându-și mâna streașină la ochi și clipind din cauza luminii. A observat că-l priveam și fața i s-a topit înapoi în umbră. Dar știam că rămânsese acolo. Știam că aștepta. În ochii vagabonzilor eram mereu o țintă ușoară. Mi-am aprins un trabuc și m-am lăsat să alunec de pe taburetul înalt. Chelnărița, o fată nouă din Dallas, m-a urmărit cu privirea pe când îmi încheiam haina. "Cum așa? Nici măcar nu porți armă?" a spus ea pe un ton de parcă mi-ar fi comunicat o noutate. "Nu," i-am zâmbit. "Nu armă, nu baston, nimic de felul ăsta. De ce aș purta?" "Dar ești polițist, adică ajutor de șerif, dacă încearcă vreun borfa să te împuște." "N-avem prea mulți borfași aici, în Central City, doamnă. În orice caz, omul-i om, chiar dacă mă ia pe căi greșite. Dacă nu-i faci rău, nici el n-are să-ți facă rău. O să asculte de glasul rațiunii." Ea a scuturat din cap, cu ochii căscați de uimire, iar eu am pornit către ușa din față. Patronul a dosit banii primiți de la mine și a pus peste ei câteva trabuce. Mi-a mulțumit din nou că mă ocupam de fisul. "S-a schimbat cu totul, Lu," mi-a zis el, rostind cuvintele oarecum lipite între ele, cum fac străinii. "Rămâne acasă nopțile, o duce bine la școală și vorbește într-una despre tine. Îmi repetă mereu ce om bun e adjunctul Lu Ford." "N-am făcut nimic, doar am stat de vorbă cu el. I-am arătat cât de cât că mă interesează. Oricine altcineva ar fi putut să facă atâta lucru." "Numai tu ai făcut asta. Fiindcă ești de treabă, îi faci și pe alții să fie așa." Era pregătit să încheie conversația cu fraza aceea, dar eu unul nu eram. M-am sprijinit cu un cot pe teșghea, mi-am încrucișat gleznele și am tras îndelung și încet din trabuc. Îmi plăcea tipul. În orice caz, atât cât îmi place majoritatea oamenilor, dar era prea bun ca să-l las în pace. Politicos, inteligent, mă dau un vânt după tipii de genul ăsta. "Ei, zic eu," i-am spus pe un ton tărăgănat, "zic eu cum văd treaba asta. Omul nu obține de la viață mai mult decât investește el însuși în ea." A făcut el, fâțăindu-se pe loc. "Cred că ai dreptate, Lu. Mă gândeam mai de ună zi, Max, și mi-a venit deodată o idee nenorocită rău. Mi-a trecut prin minte așa, din senin. Băiatul îi e tată bărbatului. Așa, pur și simplu. Băiatul îi e tată bărbatului." Zâmbetul de pe față devenea tot mai crispat. Îi auzeam pantofii scârțâind în timp ce se foia. Dacă e ceva mai rău decât o pacoste pisăloagă, aia e pacostea pisăloagă sentimentală. Da, cum să-i tai macaroana unui ins drăguț și prietenos, care și-ar da și cămașa de pe el dacă e ce rău. "Cred că ar fi trebuit să mă fac profesor la colegiu, sau așa ceva," am continuat. "Până și în somn rezolv probleme. Uite, valul ăla de căldură care ne-a lovit acum câteva săptămâni. O mulțime de oameni își închipuie că din cauza arșiței e așa de cald. Dar lucrurile nu stau așa, Max. Nu-i arșița, e umiditatea. Pun rămășa că nu știai. Este?" A tușit ca să-și dreagă vocea și a îngânat ceva, cum că era chemat la bucătărie. N-am prefăcut că nu-l aud. "Încă ceva despre vreme," am spus. "Toată lumea vorbește despre ea, dar nimeni nu face nimic. Până la urmă, iese soarele și pe strada ta. În tot răul e și un bine. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Adică dacă n-am avea ploaia, n-am avea nici curcubeele. Este cam dreptate. Lu, cred că ar fi cazul să o șterg de aici. Am destule treburi de făcut și nu vreau să mă zoresc. Graba strigă treaba, după părerea mea. Îmi place să judec de două ori și să tai odată." Deja întinsesem coarda de zbârnâia, dar nu mai puteam să-l rețin. Să-i pălești pe oameni în felul ăsta e aproape la fel de plăcut precum celălalt soi de lovitură, cea adevărată. Soiul pe care m-am luptat să-l uit și aproape că-l uitasem, până am întâlnit-o pe ea. La ea mă gândeam când am pășit afară în noaptea răcoroasă din West Texas și l-am văzut pe vagabond așteptându-mă. 2. Central City a fost fondat în 1870, dar după mărime nu s-a putut considera oraș până acum vreo 10-20 de ani. De aici se expedia o mulțime de vite și nițel bumbac,
Iar Chester Conway, care s-a născut aici, a făcut din el cartierul general al companiei de construcții Conway. Cu toate astea însă, nu era nimic mai mult decât un spațiu măricel pe un drum din Texas. Aici a avut loc boom-ul petrolier și populația a sărit la 48.000 aproape peste noapte. Ei bine, orașul se întinde pe fundul unei văi mici, mărginite de o mulțime de dealuri. Nu era loc pentru nou veniți, așa că aceștia s-au răspândit peste tot, cu case și cu afaceri, iar acum erau împrăștiați pe o treime din ținut. Nu e un lucru neobișnuit într-o țară aflată în plin boom petrolier, unde-s de găsit o mulțime de orașe ca al nostru, dacă vă abateți vreodată prin zonă. Orașele astea n-au o forță de poliție stabilă, doar câte un polițai sau doi. Biroul șerifului se ocupă de treburile polițienești și pentru oraș și pentru tot ținutul. Facem treabă bună, cel puțin din punctul nostru de vedere. Dar se mai întâmplă din când în când ca lucrurile să o ia puțin razna și atunci punem de o curățenie generală. În cursul unei astfel de curățenii generale, acum 3 luni, s-a nimerit să o întâlnesc pe ea. O cheamă Joyce Lakeland, mi-a spus bătrânul Bob Maples, șeriful. Locuiește la vreo 7 kilometri mai sus, pe Derrick Road, imediat ce treci de vechea fermă Branch, și-a luat acolo o căsuță frumușică în spatele unui pâlc de stejar negri. Cred că știu locul, i-am răspuns. Damă de consumație, Bob? Păi, așa zice. Da, e cât se poate de discretă și decentă. Nu forțează nota, nici nu se dă la zilier sau oieri. De nu mi s-ar sui în cap predicatorii ăștia de prin oraș, nu i-a zice nici du-te mai încolo. Am întrebat dacă nu cumva se servea și el și am hotărât că nu. Nu fi avut el, Bob Maple, o minte de geniu, dar era un om corect. Și cum să mă port cu această Joyce Lakeland, am întrebat. Să-i zic să o lase balt o vreme sau să-și vadă de drum în altă parte? Păi, a spus el încruntându-se și scărpinându-și țeasta, nu știu ce să zic, Lu. Pur și simplu, în fine, tu du-te acolo și vezi cum stă treaba cu ea și hotărăște-te singur. Știu că o să te porți cu duhul blândeții. Pe cât de blând și plăcut ești tu în stare să fii. Și știu că poți să fii neclintit, dacă e cazul. Așa că du-te și vezi cum ți se pare. Eu o să te susțin, indiferent ce ai de gând să faci. Era în jur de 10 dimineața când am ajuns acolo. Am oprit mașina în curte, după ce am dat un ocol cu ea, ca să pot scoate ușor la plecare. Nu îi se vedeau plăcuțele de înmatriculare, dar nu în mod intenționat. Lucrurile pur și simplu se aranjaseră așa cum trebuia. L-am strecurat pe verandă, am bătut la ușă și m-am tras puțin înapoi, scoțându-mi pălăria. Nu mă simțeam prea în largul meu, nici nu prea știam ce urma să-i spun. Om fi noi oarecum mai de modă veche, dar standardele noastre de comportament nu sunt la fel ca, să zicem, în est sau în vestul mijlociu. Pe aici, pe la noi, zici, da, dragă doamnă, și nu, dragă doamnă, la orice poartă fustă, adică la orice e de culoare albă. Pe aici, pe la noi, dacă îl prinzi pe unul cu pantalonii în vine, îți cer scuze, chiar dacă după aceea trebuie să-l arestezi. Pe aici, pe la noi, dacă ești bărbat, ești bărbat și gentleman, altfel nu ești nimic. Și ferit ar Dumnezeu să nu fii. Ușa s-a deschis câțiva centimetri, pe urmă s-a deschis de-a binelea, iar în prag era ea, uitându-se la mine. Da? A spus pe un ton rece. Purta pantalon scurs de pijama și un plovor de lână. Părul castaniu îi era zbârlit ca o coadă de miel, iar fața nefardată era trasă de somn. Dar nimic din toate astea nu conta. N-ar fi contat nici dacă s-ar fi târât afară din tot troacă de porci, îmbrăcat într-un sac de pânză. Ce era al ei? Era al ei. A căscat cu gura până la urechi și a întrebat iar. Da? Însă eu tot nu eram în stare să vorbesc. Cred că mă holbam cu gura căscată ca un băiețaș de la țară. Asta a fost acum 3 luni, mi-aduc aminte. Și nu mă mai pălise boala de aproape 15 ani. De când aveam eu 14 ani? N-avea mult peste 1,5 metri și 45 de chile și arăta cam descărnată pe la gât și glezne. Da, era în regulă. Perfectă era. Bunul Dumnezeu știuse exact unde să pună carnea pe ea. Acolo unde folosea, într-adevăr. Oh, Dumnezeule mare, a spus ea și s-a pus deodată pe râs. Intră! Nu obișnuiesc așa de vreme dimineața, dar... Ținând deschisă ușa de plasă, mi-a făcut semn să poftesc înăuntru. Am intrat, i-a închis și am încuiat la loc ușa.
Mă iertați, doamnă, am spus, dar nu face nimic. Dar mai întâi trebuie să-mi fac o cafea. Tu mergi în spate. Am străbătut un mic hol până la dormitor, ascultând stânjenit cum își turna apă pentru cafea. Reacționasem ca un găgăuță. După un început ca ăsta, avea să-mi fie greu să mă mai port cu fermitate. Deși ceva îmi spunea că așa era cazul să mă port. Nu știam de ce. Nici acum nu știu. Dar fusese convins de asta de la bun început. Aveam de-a face cu o duduiță care obținea tot ce dorea și puțin îi păsa ei de prețul de pe etichetă. E, totuși, două naibii. Era doar o senzație. Se purtase în regulă și avea aici un locșor liniștit. Am decis să o las în banii ei, cel puțin deocamdată. De ce nu? La un moment dat, însă, s-a întâmplat să arunc o privire în oglinda de pe comodă și imediat am știut de ce nu. Am știut că nu puteam să fac asta. Sertarul de sus al comodei era întredeschis și oglinda era ușor înclinată. Iar damele de consumație sunt o treabă. Pe când damele de consumație cu pistoale sunt altă treabă. L-am scos din sertar. Un automat de calibrul 32, chiar pe când ea intra cu cafelele pe tavă. A fulgerat cu privirea și a trântit tava pe o masă. Ce faci cu ăla?" s-a răstit la mine. Mi-am deschis haina și i-am arătat insigna. De la poliție, doamnă! Ce faci dumneata cu el?" N-a zis nimic. Și-a luat poșeta din comodă, a deschis-o și a scos un permis. Fusese emis în Fort Worth, dar era cât se poate de legal. Întreburile astea se respectă de regulă de la oraș la oraș. Mulțumit, curcane? M-a întrebat. Socot că e în regulă, duduie, deși mă cheamă Ford, nu curcan. I-am zâmbit cu gura până la urechi, dar nu mi-a răspuns la zâmbet. O nimerisem la fix cu bănuiala despre ea. Câteva clipe în urmă era pornită și pregătită să se culce cu mine și probabil că nici n-ar fi contat dacă n-aveam pară chioară în buzunar. Acum era chitită pe cu totul altceva și la fel, indiferent dacă eram polițist sau Hristos însuși, tot n-ar fi contat. Mă întrebam, cum supraviețuise atâta vreme? Iisuse, a spus ea zeflemitor, cel mai arătos gagiu pe care l-am văzut în viața mea și te dovedește a fi un nenorocit de curcan trimis să-i scodească. Cât vrei? N-am bucurii de oferit la polițiști. Am simțit cum mă înroșesc la față. Cucoană, i-am spus, nu-i politicos din partea dumitale. Am venit doar să stăm puțin de vorbă. Imbecil nenorocit, a țipat ea. Te-am întrebat ce poftești. Dacă pui așa problema, o să-ți zic. Vreau să pleci din Central City până la apus. Dacă te mai prind pe aici după aia, te arestez pentru prostituție. Mi-am trântit pălăria în cap și am pornit spre ușă. Ea mi s-a băgat în față blocându-mi drumul. Ordinar, janghinos ce ești! Un... Nu-mi vorbi mie așa, i-am spus. Nu face asta, doamnă. Ba, chiar așa ți-am vorbit. Și o să o mai fac. Ești un ordinar, un ticălos, un codoș. Am încercat să-mi croiesc drum pe lângă ea. Trebuia să ies de acolo. Știam ce avea să se întâmple dacă nu ieșeam și mai știam că nu puteam permite să se întâmple. Puteam să o omor. Putea să mă apuce iar boala, dar chiar dacă nu o omoram și nu mă apuca, avea să mă stoarcă de puteri. Ea ar vorbi, ar răgni din toți plămânii, iar lumea ar începe să se gândească și iar să se gândească și să-și pună întrebări despre acea perioadă de acum 15 ani. M-a pălmuit cu atâta forță încât mi-au zornăit urechile, mai întâi pe o parte, apoi pe cealaltă. Se legăna într-una. Mi-a zburat pălăria de pe cap. M-am aplecat să o ridic, iar ea m-a pocnit cu genunchiul în bărbie. Am dat înapoi pe călcâie împlecicindu-mă și m-am așezat pe podea. Am auzit un hohot de râs răutăcios, apoi încă unul, oarecum împăciuitor. Ei, drăcie, șerifule, n-am vrut, am mai supărat așa de tare că am... Sigur, am rânjit. Mi se limpezea privirea și îmi regăseam glasul. Sigur, doamnă, înțeleg care a fost treaba. Mi s-a mai întâmplat și mie. Îmi dați mâna să mă ridic, vă rog. N-o să-mi faceți niciun rău, nu? Eu? E, zău așa, doamnă. Nu, a spus ea. Și aproape că îi se simțea dezamăgirea în voce. Știu că n-o să-mi faceți rău. Se vede de la o poștă că sunteți prea calm și relaxat. S-a apropiat încet și a întins mâinile spre mine. M-am tras în sus.
Am apucat-o de încheieturi cu o singură mână și am răsucit-o. Mișcarea asta aproape că a năucit-o. Nu voiam să fie complet năucită. Voiam să înțeleagă ce i se întâmpla. Nu, păpuș, am zis printre dinți. N-am de gând să-ți fac rău. Nici nu mi-ar trece prin cap să-ți fac rău. Am de gând doar să-ți încin curul de să-ți ia foc. Am spus-o și vorbeam serios. Și aproape că așa a fost, firea să fie. I-am ridicat puloverul în sus peste față și l-am înodat la capăt. Am aruncat-o în pat, am tras pantalonii scurs de pe ea și am legat gleznele cu ei. I-am scos cureaua și am ridicat-o deasupra capului. Nu știu cât a durat până m-am oprit, până mi-am revenit în simțiri. Tot ce știu este că brațul mă durea al dracu de tare, că fundul ei era tot o vânătaie și că îmi pierduse mințile de speriat ce eram. Atât de speriat pe cât poate omul să fie fără să-și dea duhul din cauza asta. I-am eliberat picioarele și mâinile și am scos puloverul trăgându-i peste cap. Am înmuiat un prosop în apă rece și am șters-o cu el. I-am turnat cafea printre buze. Și în tot acest timp nu m-am oprit din vorbit, rugându-mă de ea să mă ierte, spunându-i cât de rău îmi părea. Am îngenunchiat lângă pat, m-am rugat de ea și mi-am cerut iertare. Într-un târziu, fluturându-și ploapele, a deschis ochii. Nu, a șoptit ea. Nu, gata, i-am spus. Pe cuvântul meu, doamnă, niciodată nu o să mai... Nu vorbi. Și-a trecut ușor buzele peste ale mele. Mă spune că-ți pare rău. M-a sărutat iar. A început să bâșbuie cu mâinile pe la cravata mea, pe la cămașă. Se apuca să mă dezbrace după ce aproape o jupuisem de vie. M-am întors acolo și a doua zi și a treia. Am tot întors. Era de parcă vântul ațâțase un foc muribund. Am început să tachinez oamenii păstrându-mi aerul acela serios. Sarcasmul meu era un substitut pentru altceva. Am început să mă gândesc la reglarea conturilor cu Chester Conway, de la compania de construcții Conway. N-o să zic că nu mă gândisem la asta și înainte. Poate că rămânsesem atâția ani în Central City, tocmai în speranța de a mă răzbuna. Dar, de n-ar fi fost ea, nu cred că aș fi trecut vreodată la fapte. Ea întețise din nou vechiul foc. Ba, chiar mi-a arătat cum să-mi reglez conturile cu Conway. Ea mi-a furnizat răspunsul, deși fără să știe. Întâmplat într-o bună zi, sau mai degrabă într-o noapte, la vreo 6 săptămâni după ce ne-am cunoscut. Lu, mi-a spus, nu vreau să mai continuăm așa. Hai să plecăm din orașul ăsta de toată jena. Să plecăm împreună, doar tu și cu mine. Aoleu, ești nebună. Mi-a scăpat replica înainte să mă pot controla. Crezi că aș... Dă-i drumul, Lu. Sau uși și eu, cum zici. Zim. Aici a început să te răgăneze cuvintele. Ce familie veche și frumoasă sunteți voi toți, Aldeford. Zim, noi toți, Aldeford, doamnă, nici nu ne-am gândit noi să trăim cu funa din voi, târfe împuțite, doamnă. Noi, Aldeford, pur și simplu, suntem altfel făcuți, doamnă. Asta a fost o parte din chestiune, o parte importantă, dar nu cea mai importantă. Știam că femeia asta scotea ce era mai rău din mine. Știam că, dacă nu mă opream curând, n-aveam să mai fiu capabil vreodată să mă opresc. Aveam să sfârșesc după gratii sau pe scaunul electric. Zi, Lu, zi și o să zic și eu ceva. Nu m-a amenințat tu pe mine, păpușă, i-am spus. Nu-mi plac amenințările. Nu te ameninț, doar îți spun. Te crezi prea bun pentru mine și eu o să... Dă-i înainte, ți-a venit rândul, a vorbit. N-aș vrea să fac asta, lui, iubitule, dar n-am de gând să renunț la tine. Niciodată, niciodată, niciodată. Dacă acum ești prea bun pentru mine, atunci o să fac eu în așa fel încât să nu mai fi. Am sărutat-o lung și apăsat. Deși habar n-avea, păpușa era moartă și, într-un fel, nici că puteam să o iubesc mai mult de atât. Ei, acum, păpușă, am spus, te-ai agitat în halul ăsta și pentru ce? Pentru nimic. Mă gândeam la problema cu banii. Am eu niște bani și pot să mai fac rost. Mulți bani. Da? Pot, Lu. Știu că pot. E nebun după mine și prost ca noaptea. Pun pariu că moșul, dacă ar crede că am de gând să mă mărit cu el, ar... Cine? Despre cine vorbești, Joyce? Despre Elmer Conway. Știi cine e, nu? Bătrânul Chester. Am răspuns.
Știu prea bine pe al de Conway. Cum te gândești să-l agăți? Am discutat chestiunea întinși în pat unul lângă altul, în timp ce, de undeva din noapte, o voce părea înșopti să renunți. Renunță, Lu, nu-i prea târziu dacă te oprești acum. Și am încercat. Dumnezeu știe că am încercat. Dar imediat după aceea, imediat după ce am auzit vocea, mâna ei a apucat-o pe a mea și a început să-și o îndese între sâni. Și a gemut și s-a înfiorat toată. Și uite așa, n-am mai renunțat. Ei, am spus după un timp, cred că putem să o scoatem la capăt. După cum văd eu lucrurile, dacă nu reușești din prima, încearcă iar și încă o dată. Dragule, cu alte cuvinte, dacă vrei, poți. Ea s-a foit puțin înașternut și apoi a chicotit. Alu, măi, omule, ce vrăjeală ai în tine, măi, omor cu zile. Strada era cufundată în întuneric. Stăteam la câteva uși distanță de cafenea, iar vagabondul stătea și el și se uita la mine. Era un ins tânăr, cam de vârsta mea, și purta ceva ce trebuie să fi fost cândva un costum bunicel. Ei, ce zici de asta, amice? Spunea el. Ce zici de asta, a? Am tras o beție strașnică și pe cuvântul meu că dacă nu pun mâna pe ceva mâncare cât de curând, ceva să te mai încălzești și tu, ei? Am spus. Orice, cât de puțin, dacă poți să mă ajuți și o să... I-am scos trabucul din gură cu o mână și m-am prefăcut că mi-o strecor pe cealaltă în buzunar. Apoi l-am prins de încheietura mâinii și am stins în palmă ciotul trabucului. Iisuse, amice! A înjurat și s-a smucit de lângă mine. Ce dracu ai de gând? Am râs și am arătat insigna. Cară-te de aici, i-am spus. Sigur, amice, sigur, a zis dându-se înapoi. Nu părea cine știe ce speriat sau furios. Mai degrabă îi se trezise interesul. Da, fă bine și ai grijă cu chestia aia, amice. Fă bine și ai grijă cu ea. S-a întors cu spatele și a luat-o în direcția șinelor de tren. Am uitat după el, cuprins de o stare de rău și de un tremur. Apoi m-am urcat în mașină și am pornit spre casa sindicatelor. 3. Casa sindicatelor din Central City se afla pe o stradă lăturalnică, la câteva cvartale distanță de piața tribunalului. Nu era cine știe ce de capul ei. O clădire de cărămidă cu etaj, veche, cu parterul închiriat și transformat în sală de biliard, în timp ce etajul era ocupat de birourile și sala de conferințe a sindicatelor. Am urcat scara și am înaintat pe holul întunecat către capăt, unde se afla ușa de acces spre câteva dintre cele mai bune și mai spațioase birouri din clădire. Pe geam scria Central City, Texas, Consiliul Sindicatelor din Construcții, Joseph Rotman, președinte. Rotman a deschis ușa înainte de a apuca eu să răsucesc mânerul. Hai să mergem în spate, a spus el strângându-mi mâna. Îmi pare rău că te-am rugat să vii la ora asta târzie. Da, pentru că ești funcționar public și tot acâmul, m-am gândit că așa ar fi cel mai bine. Am dat din cap aprobator, dorindu-mi să fi putut evita complet întâlnirea cu el. Pe aici, legea e cam de singură parte a baricadei, iar eu știam deja despre ce voia el să discute. Era un ins la vreo 40 de ani, scund și îndesat, avea ochi negri, pătrunzători și un cap care părea prea mare față de restul trupului. Ținea un trabuc în gură, iar după ce s-a așezat la birou, l-a lăsat jos și a început să-și ruleze o țigară. A aprins-o și a suflat fumul peste chibritul aprins, ferindu-se să mă privească în ochi. Lu, a spus șeful sindicatului, după care a avut un moment de ezitare. Am ceva să-ți spun, în cel mai mare secret, îți dai seama. Dar mai întâi aș vrea să-mi spui tu ceva. Probabil că din punctul tău de vedere e un subiect destul de sensibil, da. În fine, Lu, ce părere aveai tu despre Mike Dean? Ce părere aveam? Nu prea cred că înțeleg ce vrei să zici, Joe. Era fratele tău vitreg, nu? Tatăl tău l-a adoptat? Da, tata era doctor, știi? Și încă unul foarte bun, din câte am înțeles. Scuză-mă, Lu, spune mai departe. Deci, așa aveau să se petreacă lucrurile. Meci și revanșă. Fiecare dintre noi încercând să afle ce gândea celălalt. Fiecare spunând lucruri despre care știe prea bine că celălalt le-a auzit de mii de ori.
Rodman avea ceva important să-mi comunice și părea că intenționa să o facă la modul dificil și precaut. Mă rog, asta nu mă deranja. Aveam să intru în jocul lui. El și familia Dean erau prieteni vechi. Când i-a ucis epidemia aia mare de gripă, el a adoptat pe Mike. Mama mea nu mai trăia. Murise încă de când eram eu mic. Tata s-a gândit că Mike și cu mine aveam să ne ținem companie unul altuia și că menajera putea să aibă grijă de noi amândoi, la fel de ușor cum avea grijă și de unul singur. Aha. Și cum ți s-a părut asta, Lou? Adică, uite, tu e singurul fiu și moștenitor, iar taică tu aduce în casă alt fiu. Nu te-a scândărit măcar un pic? Am râs. Ce naiba, Joe? Aveam 4 ani pe atunci și maica avea 6. Nu prea te preocupă banii la vârsta aia. Și oricum, tata n-avea niciun sfanț. Era prea milos ca să-și preseze pacienții să plătească. Așadar, îl simpatizai pe Mike? Tonul vocii lui sugera că nu era prea convins. A simpatiza nu-i cuvântul potrivit, am răspuns. Era cel mai grozav, cel mai minunat tip din lume. Nici pe un frate de adevăratele nu l-aș fi putut iubi mai mult decât pe el. Chiar și după ce a făcut, ce a făcut? Și ce a făcut, mai exact? Am întrebat, tărăgănând cuvintele. Rodman a ridicat din sprâncene. Și mie îmi plăcea de Mike, Lou, dar faptele rămân fapte. Tot orașul știe că, de-ar fi fost puțin mai vârstnic, ar fi fost trimis pe scaunul electric, la școala de corecție. Nimeni nu știe nimic. N-a existat nicio dovadă. Fata l-a identificat. O fetiță de nici 3 ani ar fi identificat orice ins care i-ar fi fost arătat. Iar Mike a recunoscut. Și-au mai scos la lumină și alte cazuri. Mike era speriat. Habar n-avea ce vorbește. Rodman a clătinat din cap. Lasă-l. De fapt, nu mă interesează treaba asta. Doar părerea ta despre Mike. Nu te-ai simțit cam jenat când s-a întors în Central City? Ar fi fost mai bine să păstreze distanța? Nu. Eu și tata știam că nu fusese Mike. Vreau să spun că... Am șovăit. Știindu-l pe Mike, eram convins că n-avea cum să fie el vinovatul. Fiindcă eu eram acela. Mike luase asupra lui vina mea. Îmi doream să se întoarcă Mike. Și tata își dorea asta. El îl voia aproape ca să mă supravegheze pe mine. Dumnezeule mare, Joe! Luni de zile a tras tata sfor să-i obțină lui Mike slujba de inspector municipal în construcții. N-a fost treabă ușoară, dar ce sentimente nutreau oamenii pentru Mike, cu toată influența și popularitatea de care se bucura tata. Tot ce spui adevărat, a încuvințat Roman cu înclinarea capului. Așa văd și eu lucrurile, dar trebuie să mă asigur. N-ai fost oarecum ușurat când Mike a fost omorât? Pe tata l-a ucis șocul. Nu și-a mai revenit niciodată. Despre mine, mă rog, tot ce pot să zic e că aș fi vrut să fiu eu în locul lui Mike. Rodman a rânjit. Bine, Lou. Acum e rândul meu. Mike a fost omorât acum 6 ani. Mergea pe o grindă la etajul 7 din New Texas Apartment, o lucrare a firmei Conway. Când, cică ar fi călcat pe un piron slăbit, s-a aruncat pe spate ca să cadă în interiorul clădirii, pe podele. Dar etajele încă n-aveau podele montate ca lumea. Erau doar câteva scânduri împrăștiate, aici și colo. Mike a căzut până la subsol. Am încuvințat dând din cap. Așa. Ce-i cu asta, Joe? Ce-i cu asta? M-a fulgerat cu privirea. Mă întreb ce-i cu asta când... Ca președinte al sindicatelor din construcții, doar știi, fierari betoniștii sunt sub jurisdicția ta, Joe. E obligația lor, ca și a ta, să aibă grijă ca fiecare ta să aibă podelele montate pe măsură ce se înalță clădirea. Acum vorbești ca un avocat, a spus Rodman, plezind biroul cu palma. Sindicatul fierarilor n-are putere aici. Conway n-a vrut să pună podele și noi n-am avut cum să-l obligăm. Ați fi putut să declarați grevă la fața locului. Ei, asta e, a spus Rodman și a ridicat din numeri. Cred că am făcut o greșeală, Lou. Înțelesesem că ai zis că tu ai auzit foarte bine și hai să nu ne mai ducem cu preșii unul pe altul. Conway a făcut reduceri de dragul banilor. Tu l-ai lăsat? Tot de dragul banilor. Nu zic că tu ești de vină, dar nici vina lui nu văd să fie. Pur și simplu, așa a fost situația. Păi,
Așa voi, Drummond. E cam ciudată atitudinea asta a ta, Lu. Îmi pari așa, foarte detașat de chestiunea asta. Da, dacă așa simți tu, poate și eu ar trebui să... Poate eu ar trebui, l-am întrerupt. Lasă-mă pe mine să vorbesc și pe urmă nu o să mai fie nevoie să te simți ciudat. A fost un nituitor acolo, sus cu Mike, când a căzut. Făcea ore suplimentare. Lucra de unul singur, dar e nevoie de doi oameni la nituit. Unul care să manevreze ciocanul pneumatic și celălalt contracăpuitorul. O să-mi spui că n-avea ce căuta singur acolo. Da, cred că te înșeli. Nu e obligatoriu să se fie ocupat de nituit. Poate aduna sculele, sau mai știu eu ce. Dar nu știi toată povestea lui omul ăsta? Știu. Individul era un zilier hoinar care avea permis de muncă. A apărut în oraș fără o pară în buzunar. La 3 zile după moartea lui Mike, a plecat într-un Chevy nou, pe care l-a plătit pe loc cu bani gheață. Nu sună bine deloc, dar asta poate să nu însemne nimic. Poate fi câștigat mălaiul la barbut sau... Dar încă nu știi toată treaba lui Conway. Ia să vedem dacă nu știu. Compania lui Conway a fost și arhitectul și antreprenorul lucrării și n-a lăsat spațiu suficient pentru boilere. Ca să le poată băga înăuntru, urma să facă anumite modificări despre care știa prea bine că Mike nu le-ar permite în veci. Ori făcea asta, ori pierdea niște sute de mii de dolari. Continuă, Lu. Așa că a suportat pierderea. I-a stat în gât treaba asta, dar a suportat. Rodman a hohotit scurt. A suportat, ai? Am transpirat și eu la lucrarea aia și... Mă rog, am spus, uitându-mă la el cu un aer derutat. A suportat, nu-i așa? Indiferent ce s-a întâmplat cu Mike, ai tăi de la organizația locală nu puteau să închidă ochii la așa o situație periculoasă. Tu ești responsabil, ești pasibil de un proces. Ar putea fi judecat pentru complicitate. Ai... Lu, m-a întrerupt Rodman. Apoi a tușit ca să-și dreagă vocea. Ai dreptate 100%, Lu. Firește că nu ne-am pune gâtul în joc pentru bani, oricât ți-ar fi. Sigur, i-am spus zâmbind tâmp. Atâta doar că n-ați analizat bine toată afacerea, Joe. O vreme v-ați înțeles binișor cu Conway, iar acum lui i-a venit ideea să renunțe la sindicat, așa că, firește, sunteți cam supărați din cauza asta. Îmi închipui că, dacă te-ai fi gândit într-adevăr o să se întâmple un omor, ai fi așteptat 6 ani ca să vorbești. Da. Adică, sigur că nu. Sigur, n-aș fi așteptat. S-a apucat să-și mai răsucească o țigară. Cum ai aflat toate lucrurile astea, Lu, dacă nu te deranjează să-mi spui? Păi, știi cum merge treaba. Mike făcea parte din familie, iar eu socializez cu multă lume. Orice vorbă care circulă, ajunge, firește, și la urechea mea. Nu mi-am dat seama că se bârfește atâta. De fapt, nici nu știam că se vorbește despre asta. Și nu te-ai simțit niciodată înclinat să iei atitudine? De ce să iau? Erau doar bârfe. Conway e un mare om de afaceri, cam cel mai mare din West Texas. S-ar lăsa el amestecat într-o crimă, așa cum nici voi n-ați păstrat tăcerea despre vreuna. Rodman m-a privit iar scrutător, apoi a lăsat privirea în jos spre birou. Lu... A spus el cu voce moale. Știi câte zile pe an lucrează un fierar? Știi care-i speranța lui de viață? Ai văzut vreodată un fierar bătrân? Ai stat vreodată să te gândești că feluri de a muri sunt gârlă, dar există un singur fel de a fi mort? Păi, nu. Cred că nu, am spus. Nu știu încotro te îndrepți cu raționamentul, Joe. Las, nu e nimic important. Presupun că băieților tăi nu le e prea ușor. Da, uite cum văd eu lucrurile, Joe. Nu e nicio lege să spună că s-a obligat să se țină de o singură ocupație. Dacă nu le place, pot să facă altceva. Da, a spus el dând din cap. Așa e, nu? Ciudat cum e nevoie de cineva din afară care să-și dea seama de problemele astea. Dacă nu le place, să facă altceva. Bună idee. Foarte bună. E, n-a fost mare lucru. Ba, nu-s de acord. E cât se poate de lămuritor. Zău că mă surprinzi, Lu. De ani de zile te știu de prin oraș și cinstit îți zic că nu mi-ai părut niciodată genul care gândește profund. Ai vreo soluție și pentru problemele noastre mai ample? De pildă, pentru situația cu negrii?
Păi, asta e destul de simplă. Eu, unul, i-aș expedia pe toți în Africa. Aha, înțeleg. Înțeleg, a spus el, după care s-a sculat în picioare și a întins mâna. Îmi pare rău că te-am necăjit degeaba, Lu. Dar cert e că mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Sper să mai avem ocazia și altă dată. Mi-ar plăcea. Între timp, desigur, nu m-am întâlnit cu tine. Înțeles? A, sigur, am spus. Am mai pălăvrăgit vreo 2 minute și am pornit amândoi spre ieșire. El a aruncat o privire scrutătoare către ușă, apoi s-a uitat la mine. Ia zi, mi-a spus, nu închisesem naibii. Credeam că ai închis-o. Mă rog, nu-i nimic, cred. Aș putea să-ți fac o sugestie, Lu, spre binele tău. A, sigur că da, Joe. Spune-mi orice. Nu mai vinde castraveți la grădinar, că e pierdere de vreme. A dat din cap cu un zâmbet larg și timp de 1 minut, după aceea, puteai să auzi și musca. Dar el nu intenționa să mai spună nimic altceva. Nici măcar n-avea de gând să sugereze în un fel. Așa că, într-un târziu, am început și eu să schițez un rânjet. Nu știu ce urmărești, Lu. Habar n-am de nimic, înțelegi? De nimic. Dar ai grijă. Reprezentația e bună, dar e ușor să ajungi să exagerezi. Ai cam cerut-o, Joe, am spus. Și acum știi de ce. Și nici măcar nu-s foarte isteț. Altfel, n-aș fi membru de sindicat. Înțeleg ce vrei să spui. Ne-am strâns iar mâinile, el mi-a făcut cu ochiul și a clătinat din cap. Iar eu am pornit pe holul întunecos și apoi în jos, pe scară. 4. După ce a murit tata, m-am gândit să vând casa. De altfel, primisem câteva oferte bune, fiindcă era chiar la marginea cartierului de afaceri din centrul orașului. Cu toate astea, nu-mi venea să renunț la ea. Nivelul impozitelor era destul de ridicat, iar spațiul era de 10 ori mai mare decât îmi trebuia mie. Dar nu mă înduram să o vând. Ceva îmi spunea să o păstrez, să mai aștept. Am înaintat cu mașina pe alee către garajul nostru. Am intrat și am stins luminile. Garajul fusese cândva șopron. Încă mai era la o adică. Am rămas așezat cu picioarele afară din mașină, adulmecând izurile mucegăite de ovăz vechi, fân uscat și paie, rememorând visător anii din urmă. Eu și Mike ne țineam ponei în boxele alea două din față. Iar îndespărțitura de aici, din spate, era peștera noastră haiducească. De căpriorii ăștia târnaserăm leagăne și bare și ne făcuserăm piscină din covata cailor. Iar sus, în pod, unde acum mișunau și zdupăiau șobolanii, acolo mă găsise Mike cu fetii. Un șobolan a chițăit deodată tare și ascuțit. N-am dat jos din mașină și m-am grăbit să ies pe ușa mare a șopronului în curtea din spate. Mă întrebam dacă nu cumva de asta rămăsesem aici, ca să mă pedepsesc. Am intrat prin spate și am traversat toată casa până în partea din față, aprinzând în drum toate luminile. Mă refer la cele de la parter. Pe urmă, m-am întors la bucătărie și mi-am făcut o cafea, luând cu mine ibricul sus, în vechiul birou al tatei. M-am așezat în bătrânului scaun de piele, sorbind din cafea și fumând, iar încordarea a început să mă părăsească treptat. Întotdeauna mă simt mai bine când vin aici, și asta încă de pe vremea când eram înalt până la genunchiul broaștei. E ca atunci când ieși din beznă la lumina soarelui, în furtună, într-un loc liniștit. Ca atunci când te rătăcești și te regăsești. M-am ridicat și am mers prin fața rafturilor cu cărți, rânduri, rânduri de literatură psihiatrică, volume groase de psihologie patologică. Kraft, Ebbing, Jung, Freud, Blaufler, Adolf Meyer, Kretschmer, Kraepelin. Toate răspunsurile erau acolo, îndemână, unde le puteai căuta, și nimeni nu era îngrozit sau oripilat. Am ieșit din locul în care mă ascundeam, în care fusesem nevoit mereu să mă ascund și am început să respir. Am scos colecția legată în volumă unui periodic german și am citit din ea o vreme. Am pus-o la loc și am scos una în franceză. Am parcurs în diagonală un articol în spaniolă și altul în italiană. Nu eram în stare să vorbesc niciuna dintre limbile alea de 2 bani, dar le înțelegeam pe toate. Le prinsesem din zbor cu ajutorul tatei, tot așa cum prinsesem ceva matematici superioare, chimie, fizică și încă o jumătate de duzină de subiecte. Tata voia să mă vadă doctor, dar se temea să mă știe plecat de acasă la studii.
așa că făcuse pentru mine tot ce-i stătuse în puteri să fac acasă. Știind ce aveam în cap, îl enerva să mă audă vorbind și purtându-mă ca orice țărănoi de prin oraș. Dar, vremea, când și-a dat seama cât de grea mi-era boala, chiar el m-a încurajat să mă port așa. Așa urma să fiu. Trebuia să trăiesc printre țărănoi și să mă înțeleg cu ei. Maximul pe care îl puteam obține vreodată de la viață era o slujbă măruntă, dar sigură, așa că trebuia să mă port în consecință. Dar și putut tata să aranjeze orice alt mijloc de a-mi câștiga traiul, n-aș fi ajuns niciodată până la poziția de adjunct al șerifului. O vreme am frecat menta la biroul lui tata, lucrând la rezolvarea unor probleme de calcul, doar așa, de amorul artei. Apoi am întors cu spatele la birou și m-am privit în oglinda ușii care dădea în laborator. Nu-mi scosese pălăria cu boruri late, lăsat acum puțin pe ceafă. Purtam o cămașă rozalie și papion negru, iar pantalonii costumului meu albastru de gabardină erau săltați până la marginea de sus a cismelor de cowboy. Slab și vânos. O gură ce părea croită anume ca să vorbească tărăgănat. Polițistul de ordine publică tipic din vestul țării. Ăla eram. Poate ceva mai prietenos la înfățișare decât media celorlalți. Poate o leacă mai prezentabil, dar, pe ansamblu, tipic. Ăsta eram și nu puteam schimba lucrurile. Chiar dacă era un lucru prudent, mă îndoiam că m-aș fi putut schimba. Jucam rolul ăsta de atâta vreme încât ajunsesem să nu mai fie nevoie să mă prefac. Lu! Am sărit în sus și m-am răsucit. Amy! Am spus cu răsuflarea tăiată. Cum n-ai... N-ar trebui să fii aici. Unde... La etaj, te așteptam. Acum nu te ambala, Lu. M-am strecurat afară după ce s-au dus ai mei la culcare. Și știi cum sunt. Dar cineva putea să... Nu s-a întâmplat. Am venit tiptil pe alee. Nu te bucuri? Nu mă bucuram, deși presupun că ar fi trebuit. N-avea ea silueta lui Joyce, dar reprezenta o mare îmbunătățire față de orice altă creatură de prin Central City. Except în momentele în care își împingea bărbia înainte și își îngusta ochii, de parcă te provoca să o superi în vreun fel, era o fată frumoșică foc. Păi, sigur, i-am răspuns. Sigur că mă bucur. Hai să ne întoarcem sus, ei? Am urcat scara în urma ei până la mine în dormitor și a zvârlit pantofii din picioare, haina pe un scaun la oaltă cu celelalte haine de pe ea și s-a trântit în pat pe spate. Vai mie! A spus după câteva clipe, iar bărbia i s-a mișcat puțin înainte. Cât entuziasm! A, am spus scuturând din cap. Îmi pare rău, Amy, mă gândeam la ceva. Te gândeai la ceva? Îi tremura vocea. Eu mă dezbrac pentru el, mă lepă de pudoare și de haine pentru el și el stă acolo și se gândește la ceva. Oh, și tu acum, iubire, doar că nu mă așteptam să apar și... Nu, și de ce să te fi așteptat? La felul cum mă eviți și sfabriși scuze ca să nu te vezi cu mine, de mi-ar fi rămas un strop de mândrie, aș... Și-a îngropat fața în pernă și s-a pus pe suspinat, oferindu-mi un prim plan a ceea ce era probabil al doilea dintre cele mai frumoase fundulețe din West Texas. Eram destul de sigur că se prefăcea. De la Joyce am învățat să recunosc o mulțime de indicii privind purtările femeilor. Dar n-am îndrăznit să o altoiesc cum merita. În loc de asta, mi-am aruncat și eu hainele și m-am băgat lângă ea în pat, trăgând-o cu fața spre mine. Haide, gata, iubire, i-am spus. Dar știi că am fost ocupat de nu mi-am văzut capul. Nu știu, n-am idee de așa ceva. Nu vrei să fii cu mine, asta e treaba. Zău așa, e complet absurd, iubire. De ce n-aș vrea? De-aia... Of, Lu, dragule, sunt așa nefericită. Ei, acum chiar că te porți prostește, Amy. Ea a continuat să scâncească și să se vaită despre cât de nefericită era. Iar eu am continuat să o țin în brațe și să o ascult. Cu Amy trebuie mereu să stai și să asculți o grămadă, întrebându-mă de unde pornise toată tărășenia asta. Sincer să fiu, cred că nu pornise de nicăieri. Pur și simplu ne adusese viața împreună, cum se adună paiele într-o băltoacă. Familiile noastre crescuseră la oaltă și noi crescuserăm la oaltă, chiar aici, în vartalul ăsta. Ne duceam și ne întorceam împreună de la școală, iar când am început să mergem la petreceri, toți ne considerau o pereche. Noi n-aveam nevoie să facem nimic ca să sugerăm că suntem împreună.
Totul era gata făcut pentru noi. Presupun că jumătate de oraș, inclusiv propria ei familie, știa că nu mai tragem din când în când. Dar nimeni nu spunea nimic și nici n-ar fi avut nimic de spus. În definitiv, noi doi urma să ne căsătorim, chiar dacă nu prea ne grăbeam într-acolo. Lu, m-a înghiotit ea, nu mă asculți. Vai mie, sigur că te ascult, iubire. Păi atunci, răspunde-mi. Nu acum, am altceva pe cap acum. Dar, of, dragule, mi-am imaginat că toată trâncăneala și sâcâiala de până atunci fuseseră pentru niște nimicuri, ca de obicei, și că uitase deja la ce anume trebuia să răspund. Dar n-a mers așa. De cum s-a terminat și m-am întins să-i dau pachetul de țigări, bun și ea una, s-a uitat iar la mine în stilul ei și iar m-a luat cu "Ei, Lu?" Deci nu prea știu ce să zic, i-am răspuns, ceea ce era perfect adevărat. Vrei să te însori cu mine, nu-i așa? Să mă... Păi, sigur că da. Cred că am așteptat destul, Lu. Pot să mă duc iar să predau la școală. O să ne descurcăm mult mai bine decât majoritatea cuplurilor. Dar, mai mult de atât, nici n-am face, Emmy. N-am ajunge nicăieri. La ce te referi? Păi, nu vreau să rămân toată viața ajung de șerif. Vreau și eu, mă rog, să fiu cineva. Ca de pildă? Uf, nu știu să-ți spun. N-are niciun rost să discutăm despre asta. Poate, doctor? Asta cred că ar fi frumos de tot. La așa ceva te gândești, Lu? Știu că e o nebunie, Emi, dar... Ea a râs și a rostogolit capul pe pernă râzând. Of, Lu, n-am mai auzit una ca asta până acum. Ai 29 de ani și nici măcar nu vorbești engleza cum trebuie și... și... Oh! A râs până i s-a tăiat respirația, iar mie mi-a ars țigara până la degete și nici măcar n-am băgat de seamă decât atunci când am simțit miros de carne arsă. Îmi pare rău, dragule. N-am vrut să te jignesc, dar mă tachinai? Făceai glume cu micuța ta, Emi? Doar mă știi, am spus. Eu sunt Lu, haiosul. Tonul vocii mele a făcut-o să se calmeze treptat. S-a întors și s-a întins pe spate, apucându-se cu două degete să pigulească scamele de pe covertură. M-am ridicat și mi-am luat un trabuc, după care m-am așezat iar pe marginea patului. Nu vrei să te însori cu mine, nu-i așa, Lu? Nu cred că ar trebui să ne căsătorim acum. Așa e. Nu vrei să te însori cu mine niciodată. N-am zis asta. A rămas tăcută timp de câteva minute, dar expresia feței îi era grăitoare. I-am văzut ochii îngustându-se și un mic zâmbet răutăcios strâmbându-i buzele și am știut la ce se gândea. Am știut aproape cuvânt cu cuvânt ce urma să spună. Mi-e teamă că va trebui să te însori cu mine, Lu. Va trebui, înțelegi? Nu, am spus. Nu va trebui. Nu ești gravidă, Emi. N-ai fost cu nimeni altcineva, iar cu mine n-ai rămas grea. Adică, mint, așa crezi? Așa îmi pare, am răspuns. Nu te-aș putea lăsa gravidă nici de-aș vrea. Sunt steril. Tu? Steril, nu-i tot una cu impotent. Mi-am făcut vasectomie. Atunci, de ce am fost mereu așa de... De ce folosești? Am dat din numeri. M-a salvat de la o mulțime de explicații. În orice caz, gravidă nu ești, ca să ne întoarcem la subiect. Pur și simplu nu înțeleg, a spus ea încruntându-se. N-o deranja câtuși de puțin faptul că o prinsese încă minciuna. Tai că tu te-ai operat? De ce, Lu? E, eram cam slăbit și agitat și s-a gândit. Cum așa? Nu pot să cred. Tu n-ai fost așa niciodată. Păi, așa i s-a părut lui că eram. I s-a părut? A făcut așa un lucru îngrozitor. A făcut să nu mai putem avea niciodată copii și doar pentru că așa i s-a părut lui? Vai, dar e cumplit. Mi se face rău. Când s-a întâmplat asta, Lu? Ce mai contează? Nici măcar nu mi-aduc aminte exact. Cu mult timp în urmă. Îmi doream să-mi fi ținut gura și să nu-i spun că nu era gravidă. De acum nu puteam să mai revin asupra poveștii mele. Știind că mințeam, ar fi devenit mai suspicioasă ca oricând. I-am zâmbit cu gura până la urechi și mi-am trecut degetele pe planul curb al abdomenului ei. I-am strâns un sân și mi-am plimbat mâna în sus până a ajuns să-i se odihnească pe gât.
Ce s-a întâmplat?" am întrebat-o. Pentru ce ți-ai făcut numai cute, fețișoara asta drăguță?" N-a scos o vorbă. Nu mi-a răspuns la zâmbet. Nu făcea decât să stea acolo întinsă, cu privirea fixă, recompunându-mă din detalii, punct cu punct, și la un moment dat a început să pară mai nedumerită într-o privință și mai puțin nedumerită în alta. Răspunsul încerca să se strecoare și nu reușea. Nu prea. Îi stăteam eu în cale. Nu putea ocoli imaginea de om blând, prietenos și relaxat pe care o avea ea despre Lou Ford. "Cred că ar fi mai bine să mă duc acasă," a spus încet. "Poate ar fi mai bine," am încuvințat. "Acuș se crapă de ziua." "O să ne vedem mâine? Adică azi?" "Păi, sâmbătă e o zi destul de ocupată pentru mine. Mă gândesc că am putea merge împreună la biserică duminică sau am putea să luăm cina împreună, dar duminică noapte ai treabă." "Chiar am, iubire. I-am promis unui tovarăș că-i fac o favoare și nu văd cum aș putea să mă sustrag." "Înțeleg. Niciodată nu-ți dă prin cap să te gândești și la mine când îți faci toate planurile astea. Este?" "A, nu. Eu nu contez." "Duminică nu o să fiu ocupat prea mult timp," am spus. "Poate până la 11, așa. Ce-ar fi să vii încoace și să mă aștepți? Cum ai făcut în seara asta?" "Mă arunce pe suflet să te găsesc aici." I-a tremurat puțin privirea, dar nu s-a pornit să-mi facă morală, așa cum precis își dorea. Mi-a făcut semn să mă mișc din loc ca să se poată ridica din pat, iar după aceea s-a ridicat și a început să se îmbrace. "Îmi pare teribil de rău, iubire," i-am spus. "Chiar așa?" Și-a tras rochia peste cap și a netezit-o în jurul șoldurilor și s-a încheiat la guler, stând în echilibru întâi pe un picior, pe urmă pe celălalt, și-a pus pantofii cu toc. M-am ridicat să-i țin haina, aranjându-i o la umeri pe când o îmbrăca. Când am cuprins-o cu brațele, s-a întors cu fața la mine. "E în regulă, Lu," mi-a spus pe un ton vioi. "Nu mai spunem nimic în seara asta, dar duminică o să discutăm mult și bine. O să-mi spui de ce te-ai purtat cum te-ai purtat în ultimele luni și fără minciuni sau eschivări. S-a înțeles?" "Să trăiți, domnișoară Stanton." "Da, să trăiți." "În regulă," a spus ea, dând din cap în cuvințare. "Așa rămâne. Acum, fă bine și pune ceva haine pe tine sau întoarce-te în pat până nu răcești." 5. Ziua aceea de sâmbătă s-a dovedit a fi tare aglomerată. Era plin orașul de bețivi în zi de salariu, fiind mijlocul lunii, iar pe aici, pe la noi, beția înseamnă cafteală. Noi, adjuncții, cei doi ofițeri și șeriful Maple, eram toți ocupați până peste cap în încercarea de a ține lucrurile sub control. Bețivanii nu-mi dau prea mari bătăi de cap. Tata m-a învățat că s-al dracului de iritabil și că sar în sus una-două. Iar dacă nu te-a pus să te încontrezi cu ei, or să-i sperii, te poți înțelege cu ei mai ușor decât cu oricine pe lumea asta. Niciodată nu trebuie să-l cerți în gura mare pe unul beat, mi-a spus, fiindcă omul ăla s-a certat deja singur până a cedat de tot. Și niciodată nu trebuie să scoți pistolul sau să fii agresiv cu unul beat, fiindcă e în stare să creadă că e viața în pericol și să acționeze în consecință. Așa că nu făceam decât să mă plimb pe acolo, blând și prietenos, ducându-i pe indivizi acasă de câte ori era posibil, în loc să-i bag după gratii. Astfel, nici ei nu pățeau nimic, nici eu. Dar toate astea cereau timp. De la ora la care am pornit, la prânz, până la 11 noaptea, nu m-am oprit nici pentru o ceașcă de cafea. După aceea, pe la miezul nopții, când mi se terminase de multă vreme schimbul, am primit una dintre acele însărcinări speciale pentru care șeriful Maple mă chema pe mine întotdeauna. Un instalator de conducte mexican se aburise zdravăn cu marihuana și înjunghiase mortal alt mexican. Băieții îl moltotoliseră serios când îl aduseseră la secție, așa că acum, afumat în halul ăla și după tratamentul de care avusese parte, se purta ca un sălbatic în toată regula. Reușiseră să-l ducă într-una din celulele mai liniștite. Da, făcea atât de urât, ziceai care de gând să-și dea sufletul încercând să o rupă în bucăți. "Nu putem să ne ocupăm de mexicani ăștia demenți așa cum s-ar cuveni," a bombănit șeriful Bow. "Nu când e un caz de crimă. Dacă nu mă înșel, un avocat de la care umblă cu tertipuri ar avea deja motive să plece de aici răgnind că a fost omor din culpă." "Să văd ce pot face," i-am spus. Am coborât la celula mexicanului și am rămas acolo 3 ceasuri, timp în care n-am răsuflat niciun minut. Abia de-am avut timp să trântesc ușa înainte ca mexicanul să se năpustească la mine.
L-am prins de brațe și l-am ținut cu spatele, lăsându-l să se zbuciume și să bată câmpii. După vreme, i-am dat drumul și el s-a repezit iar. L-am ținut din nou, iar i-am dat drumul. Și tot așa. Nu l-am lovit deloc, nici cu pumnul, nici cu picioarele. Nu l-am lăsat nici să se zbată atât de rău, încât să-și facă rău singur. Doar l-am obosit, puțin câte puțin. Iar când s-a calmat suficient ca să mă poată asculta, am început să-i vorbesc. Practic, toată lumea din zona asta vorbește ceva spaniolă, dar eu mă pricep mai bine decât majoritatea. Am vorbit și am tot vorbit, simțindu-l cum se detensionează. Și în tot acest timp, miram de mine însumi. Mexicanul ăsta era complet lipsit de apărare. Era beton de drogat și cu mințile rătăcite. La câte șuturi încasase, un mic supliment ar fi trecut complet neobservat. Riscase mult mai mult cu ceea ce-i făcuse în vagabondului. Vagabondul ar fi putut risca tot soiul de necazuri. Mexicanul ăsta, singur în celulă cu mine, nu putea. E adevărat, nici măcar cu un deget sucit nu s-a ales din pricina mea. Niciodată nu i-aș fi făcut rău unui prizonier, cuiva pe care l-aș putea răni în siguranță. N-aveam nici cea mai mică dorință să fac așa ceva. Poate mă mândream prea mult cu reputația mea de ins care nu folosește forța. Sau poate îmi răsărise în subconștient ideea că eu și prizonierii eram de aceeași parte a baricadei. Dar, în oricare dintre variante, nu le-aș fi făcut rău vreodată. Nu-mi doream, iar în curând n-aveam să mai îmi doresc să fac rău nimănui. Aveam să scap de dorință și cu asta basta, pentru multă vreme. Așa cum spuneam, după 3 ore, mexicanul era dispus să se poarte cum trebuie. Așa că i-am dat dus și i-am dat hainele înapoi, împreună cu o pătură pentru pliciuri pe care trebuia să doarmă, și l-am lăsat să fumeze o țigară cât îl înveleam și l-aranjam acolo. Șeriful Mapo, venit să tragă cu ochiul tocmai când plecam, a clătinat din cap plin de uimire. Nu pricep cum reușești, Lu, a declarat el solemn. Al naibii să fiu dacă pricep, de unde ai atâta răbdare? Trebuie doar să nu-ți pierzi zâmbetul, am spus. Ăsta e răspunsul. Da, nu mai spune, a replicat el tărăgănat. Așa-i? Cine zâmbește, câștigul găsește. I-a aruncat o privire ciudată, iar eu am râs și l-am bătut pe spate. Glumeam și eu, Bob, i-am zis. Ce naiba? Nu pot să scap peste noapte de un obicei. Și ce rău făceam dacă glumeam puțin. Șeriful mi-a urat o duminică plăcută, iar eu mi-am suit în mașină și am plecat. Acasă mi-am pregătit un platou mare cu o omletă, cu șuncă și cartofi prăjiți, pe care l-am luat cu mine în biroul tatei. Am mâncat la masa lui, împăcat cu mine însumi, cum nu mai fusesem de multă vreme. Ajunsesem la o hotărâre într-o anumită privință. De s-ar fi dărmat pământul, eu n-aveam de gând să mă însor cu Amy Stanton. Din cauza ei tot amânasem. Simțeam că n-aveam dreptul să mă însor cu ea. Acum, însă, pur și simplu, nu mai aveam de gând să o fac. Dacă trebuia să mă căsătoresc cu cineva, n-aveam să iau o puștoaică autoritară, ascuțită la limbă și îngustă la minte. Mi-am dus vasele în bucătărie, le-am spălat și am făcut o baie lungă și fierbinte. După aceea m-am dus să mă întind și am dormit buștean până la 10 dimineața. Pe când îmi luam micul dejun, am auzit pietrișul scârțâind pe alee și, uitându-mă afară, am văzut cadiacului Chester Conaway. A intrat în casă de-a dreptul, fără să bată la ușă. Lumea căpătase obiceiul ăsta pe vremea când își practica tata meseria și a venit în bucătărie. Nu te ridica, băiete, nu te ridica, mi-a spus, deși nu schițasem niciun gest în acest sens. Vezi, zici liniștit de micul dejun. Mersi. S-a așezat, întinzând gâtul să vadă ce mâncare aveam pe farfurie. Cafeaua aia e proaspăt făcută? Cred că vreau și eu. Opa sus, dă-mi și mie o ceașcă, da? Da, domnule, am spus alene. Imediat, domnul Conaway, să trăiți. Asta nu l-a afectat cu nimic, bineînțeles. Era genul de replică pe care se considera îndreptățit să o primească. A sorbit odată din cafea, lacom și zgomotos, apoi încă o dată. După al treilea plescăit, ceașca era goală. A zis că nu mai vrea, fără ca eu să-i mai fi oferit vreo porție. Și și-a aprins o țigară. A lăsat chibritul să cadă pe jos, a pufăit și a scrumat în ceașcă. Ăștia din West Texas, luați la grămadă, sunt tare înfumurați, dar nu calc omul în picioare dacă îl văd că stă drept. Nu ezită să respecte dreptul celuilalt. Chester Conaway era o excepție. Conaway fusese barosanul orașului înainte de boom-ul petrolier. Întotdeauna fusese în stare să trateze cu alții în condițiile impuse de el.
O dusese așa, fără să întâmpine niciun fel de opoziție, atâta amar de ani, încât la momentul când a avut parte de ea, abia dacă și-a dat seama ce era. Aș fi putut să-l blestem în biserică și el ar fi rămas la fel de imperturbabil. Ar fi crezut pur și simplu că îl înșelase auzul. Niciodată nu-mi venise greu să cred că el aranjase uciderea lui Mike. Dacă el făcuse asta, automat toată situația devenea corectă. Ei, a spus el, răspândind scrump pe toată masa, ai aranjat totul pentru diseară? Gata? Nu mai e niciun risc să faci un pas greșit? O să rezolv toată treaba până la capăt, așa încât să rămână rezolvată? Nu o să fac nimic, am spus. Tot ce aveam de gând să fac, am făcut deja. Nu cred că ar fi bine să lăsăm lucrurile în felul ăsta, Lu. Mai știi când ți-am zis că nu-mi convine? Păi, continuă să nu-mi convină. Dacă o vede iar apucatul ăla de Elmer, cine știe ce se mai întâmplă? Tu ia banii, băiete. Îi am gata pregătiți. 10.000 are în bancnote mici și... Nu. Plătește-o. Pe urmă înghesuie-o un pic, ia-o pe sus și trece-o peste graniță. Domnule Conway, așa se face treaba, a spus el cu un chicotit care a făcut să-i salte fălcile mari și gălbejite. O plătești, o arestezi și o alungi de aici. Ai ceva de zis? Am luat-o iar de la capăt, foarte rar, pronunțând cuvânt cu cuvânt. Domnișoara Lakeland insistase să-l mai vadă odată pe Elmer înainte de a pleca. Insistase ca el să vină cu mălaiul și nu mai voia ca nimeni altcineva să fie de față. Acele erau condițiile ei, iar Conway trebuia să le îndeplinească dacă dorea ca ea să plece cu minte. Puteam să o săltăm, bineînțeles, dar dacă făceam asta, ea s-ar fi apucat să vorbească și n-ar fi fost prea frumos ce avea de zis. Conway a dat din cap iritat. Înțeleg toate astea. Nu ne permitem atâta publicitate negativă, dar nu văd... Să vă spun eu ce nu vedeți, domnule Conway. Nu vedeți că aveți dita mai tupeul. Ha? A făcut el căscând gura la mine. Poftim? Îmi pare rău, am spus. Stați puțin să vă gândiți. Cum ar arăta dacă s-ar duce vestea că un om alege a efectuat o plată rezultată din șantaj? Asta dacă ea o să vrea să accepte de la mine. Cum credeți că mă simt eu când sunt amestecat în așa o treabă murdară? Acum, Elmer s-a băgat în necaz și a venit la mine. Singurul lucru inteligent pe care l-a făcut vreodată. Și eu am venit la dumneavoastră. Și mi-aș cerut să văd ce se poate face ca să fie scoasă din oraș fără scandal. Așa am făcut. Și asta e tot ce am de gând să fac. Nu înțeleg cum puteți cere să fac mai mult de atât. Păi, ce adres vocea? Poate că nu, băiete. Zic că ai dreptate. Dar o să ai grijă să plece după ce primește banii? O să am grijă, am răspuns. Dacă n-a plecat într-o oră, o duc eu însumi. S-a ridicat de pe scaun și a început să se foiască neliniștit, așa că l-am condus până la ușă. Abia așteptam să scap de el. Nu-l mai suportam multă vreme. Mi-ar fi ajuns chiar de n-aș fi știut ce-i făcuse lui Mike. I-am ținut mâinile în buzunare, prefăcându-mă că nu-l văd când mi-a întins mâna. A deschis ușa de plasă și a șovăit un moment. Ar fi bine să nu pleci pe nicăieri, mi-a spus. Îl trimit pe Elmer la tine de cum dau de el. Vreau să-i tragi un perdaf ca la carte. Vezi dacă a prins șpilul. Fă-l să priceapă cum stau lucrurile. Ai înțeles? Da, domnule. Foarte frumos din partea dumneavoastră că mă lăsați să vorbesc cu el. Nu face nimic. Nici o problemă, a spus el și ușa s-a trântit în urma lui. Peste 2 ore mai târziu și-a făcut apariția Elmer. Era masiv și avea același aspect flasc pe care l-avea și bătrânul lui. A încercat să fie și el la fel de autoritar, dar nu prea avea tupeu pentru asta. Niște băieți de-ai noștri din Central City îl băgaseră pe sumasă de vreo câteva ori, iar asta îi făcuse numai bine. Fața lui buboasă lucea de sudoare. Respirația lui ar fi scos 180 la etilotest. Ai început de cu zori, ai? I-am spus. Și ce dacă? Absolut nimic. Eu am încercat să-ți fac o favoare. Dacă o scrântești, problema ta. Am urmărit ceva și și-a încrucișat picioarele. Nu știu ce să zic, Lu, a spus încruntându-se. Nu știu ce să zic de toată treaba asta. Dacă bătrânul se liniștește, ce o să facem eu și Joyce când s-or termina aia 10.000? Păi, Elmer, cred că e o neînțelegere la mijloc. Eu am înțeles că e sigur că taică-tu o să se răzgândească după vreme. Dacă nu e așa, poate ar fi mai bine să-i spun domnișoarei Lakeland și... Nu, Lu, să nu faci asta!
A, dracu, o să-i treacă lui. Îi trece mereu după ce fac câte o chestie, da? De ce nu faci așa? Nu risipi ăia 10.000. Intră într-o afacere cu ei. Tu și Joyce ați putea să o conduceți împreună. Când o să înceapă să meargă bine, ia legătura cu taică-tu. O să vadă că ai făcut o mișcare foarte înțeleaptă și o să poți să lămurești lucrurile fără probleme. Elmer s-a luminat puțin la față. Al naibii de puțin. Munca nu era pe lista lui de soluții optime pentru nicio problemă. Nu te lăsa convins de mine, i-am spus. Cred că domnișoara Lakeland a fost judecată cât se poate de greșit. Ea m-a convins pe mine și nu-s ușor de convins. Mi-am pus gâtul pe butuc pentru ca voi doi să o puteți lua de la capăt împreună. Da, dacă nu vrei să pleci. De ce să faci așa ceva, Lou? De ce să faci toate astea pentru mine și pentru ea? Poate pentru bani, i-am răspuns zâmbind. Nu câștig prea mulți. Poate m-am gândit că o să faceți ceva pentru mine în materie de finanțe. Fața lui a căpătat succesiv câteva nuanțe de roșu. Păi, cred că aș putea să-ți dau un pic din aia 10.000. A, din aia n-aș putea să iau nimic. Și al naibii să fiu dacă n-ai dreptate. Chiar n-aș lua. M-am gândit că un om ca tine trebuie să aibă ceva mălai pus deoparte. Cum te descurci să-ți faci rost de țigări, benzină și whisky? Ți le cumpără taică tu? Pe dracu! S-a îndreptat de spate și mi-a scuturat în față un sul de bagnote. Am bani suficienți. A început să desprindă din sul câteva bagnote. Arătau a fi toate de câte 20. Și deodată mi-a surprins privirea. I-am zâmbit. Expresia feței mele îi spunea, limpede, ca bună ziua, că mă așteptam din partea lui să se poarte ca un zgârie brânză. Oh, la dracu, a spus el, după care a strâns la loc sulul și l-a aruncat spre mine. Ne vedem diseară, m-a adăugat, sculându-se în picioare. La 10, am încuvințat dând din cap. În sul erau 25 de bancnote de 20, 500 de dolari. Acum că-i aveam, erau bineveniți. Întotdeauna îmi prindeau bine niște bani în plus. Dar n-a avusesem un plan să mă ating de Elmer. Puteam să o fac doar ca să-i închid gura, fiindcă l-apucase întrebatul despre motivele pentru care l-ajutam. Nu prea aveam chef de gătit, așa că am luat cina în oraș. Întorcându-mă acasă, m-am ascultat la radio o vreme, am citit ziarele de duminică și m-am dus la culcare. Da, poate că tratam lucrurile cu prea mult calm, dar revăzusem în minte de atâtea ori toată afacerea, încât mă obișnuisem deja cu ea. Joyce și Elmer aveau să moară. Joyce și-o ceruse. Alde Conoy și-o ceruseră. Nu dovedea mai mult sânge rece decât cu coana aceea, care mi-ar fi dat brânci de pe buza iadului ca să-și vadă ea planurile realizate. Nu dovedea mai mult sânge rece decât individul acela, care pusese să fie doborât Mike de pe o clădire cu 7 etaje. Nu Elmer făcuse asta, desigur. Probabil că nici nu avea habar de toată tărășenia. Dar trebuia să ajung la bătrân prin el. Era singurul mod în care puteam să o fac și așa trebuia să fie. Aveam să-i fac și eu lui ce-i făcuse el tatei. Era ora 8 când m-am trezit. Ora 8 a serii norate, fără lună, pe care o așteptasem. Am dat pe gât o ceașcă de cafea, am scos mașina pe alee și am pornit spre Derrick Road. 6. Pe aici, prin ținutul petrolului, vezi destule locuri pe cum bătrâna casă Branch. Erau câteva ranch-uri sau simple gospodării, dar în jurul lor s-au forat puțuri, uneori chiar până în tinda lor, și totul în preajmă a devenit o mizerie de țiței, apă sulfuroasă și noroi de son de roșu copt la soare. Iarba negrită și soioasă moare. Pâraile și izvoarele dispar și apoi petrolul se termină, iar casele rămân negre și abandonate, cu un aer pierdut și însingurat în spatele abundenței de floarea soarelui, salvie și costrei. Casa Branch se înălța la vreo 100 de metri de Derrick Road, în capătul unei alei năpădite în așa hal de buruieni, încât era cât pe ce să n-o observ. Am cotit pe ea, am oprit motorul după câțiva metri și am ieșit din mașină. La început n-am reușit să dezlușesc nimic, atât era de întuneric. Dar ochii mi s-au obișnuit treptat și am văzut tot ce aveam nevoie să văd. Am deschis portbagajul și m-am uitat după un levier. Scoțând din buzunar un cui ruginit, l-am înfipt în cauciucul din dreapta spate. S-a auzit un puf și apoi un șș. Suspensia a scârțâit și a gemut în timp ce caroseria se lăsa rapid în jos. Am băgat un cric sub osie și am ridicat mașina vreo 2 palme de la pământ. Pe urmă am balansat-o până a alunecat de pe cric.
Am lăsat-o așa și am pornit către șosea. Mi-a luat vreo 5 minute să ajung la casă, unde am smuls o scândură din verandă. Am sprijinit-o de stâlpul porții, într-un loc unde s-o pot regăsi în gravă, și am traversat lanul către locuința lui Joyce. Lu! A rămas în picioare în spatele ușii, surprinsă. Nu puteam să-mi dau seama cine... Unde-i mașina ta? S-a întâmplat ceva? Nimic altceva decât o pană de cauciuc, i-am răspuns cu un rânjet larg. A trebuit să las mașina ceva mai încolo, pe drum. Am intrat în living, iar ea m-a ocolit și mi-a ieșit iar în față, cuprinzându-mă în brațe și lipindu-și fața de cămașa mea. Neglijeul i s-a desfăcut, ca din întâmplare, m-am închipuit. Și-a frecat trupul de-al meu. Lu, dragul meu! Aha! E abia 9 și tâmpitul mai are un ceas până să vină. Și nu o să te mai văd 2 săptămâni. Și, mă rog, știi tu. Știam. Știam cum ar arăta așa ceva la autopsie. Păi, știu și eu, păpușă, am spus. Sunt murdar tot și tu te-ai aranjat așa frumos. A, n-am făcut nimic, a spus ea strângându-mă în brațe. Mereu sunt aranjată frumos ca să te aud cum o spui. Hai, repede, să apuc să fac o baie. Baie. Așa mai mergea. Tu mai forța, păpușă, i-am spus. Am luat-o pe sus și am dus-o în dormitor. Și nu, nici cât negru sub unghie nu m-a deranjat. Pentru că în primă activitate, când ne giugiuleam mai duios și oftam și gemeam, ea s-a oprit brusc, mi-a împins capul mai încolo și m-a privit drept în ochi. O să vii la mine peste 2 săptămâni, Lu? Imediat ce vinzi casa și ți închei toate afacerile? Așa e înțelegerea, am răspuns. Să nu mă las să te aștept. Eu vreau să fiu drăguță cu tine, dar dacă nu mă las să fiu drăguță, o să fiu exact opusul. O să mă întorc după tine și o să fac un scandal monstru. O să umblu după tine prin tot orașul și o să le zic tuturor cum mai... Cum ți-am răpit fecioria și te-am abandonat? Nebunule, a chicotit ea. Dar în orice caz, Lu, știu, nu o să te las să mă aștepți, păpușă. Am rămas întins în pat cât timp ea a făcut baie. S-a întors de acolo, ștergându-se cu un prosop mare, și-a scos niște chiloți și un sutien dintr-o valiză. Și-a tras pe ea chiloții, fredonând ceva, și mi-a adus mie sutienul. Am ajutat-o să și-l pună, ciupind-o de vreo 2 ori, iar ea s-a clizit și s-a gudurat. O să-mi lipsești, păpușă, mi-am spus. Trebuie să dispari, dar e limpede că o să-ți duc lipsa. Lu, crezi că el mă rog să ne facă necazuri? Te-am mai zis ce-ar putea să facă. Nu poate să se ducă țipând la taică-su. O să-i zic că m-am răzgândit și pe urmă va trebui să-i rămânem fidel bătrânului. Și cu asta, basta. Ea s-a încruntat. Pare așa de... Uf, așa de complicat. Adică s-ar părea că am fi putut pune mâna pe bani și fără să-l târâm pe Elmer în toată treaba asta. Dar... Am aruncat o privire la ceas. 9:33. N-aveam nevoie să mai trag de timp. M-am ridicat în capul oaselor lângă ea, lăsându-mi picioarele pe podea. I-am tras mânușile pe mâini cu mișcări relaxate. Păi, îți explic eu, păpușă, i-am spus. Chiar este ceva mai complicat, dar așa trebuie să se întâmple. Probabil ai auzit și tu bârfele despre Mike din fratele meu vitreg, nu? Ei, să știi că Mike nu era vinovat. A luat vina mea asupra lui. Așa că dacă te-ai apuca să dai din gură prin oraș, ar fi mult mai rău decât îți închipui. Ai pune lumea pe gânduri și, până să se termine totul, dar, Lu, n-am de gând să spun nimic. Tu o să vii la mine și... Mai bine mă las să termin, am spus. Ți-am zis cum a căzut Mike de pe clădirea aia? Ei, treaba e că n-a căzut. A fost omorât. Bătrânul Conway a aranjat treaba asta și... Lu, deloc nu pricepea. N-am să te las să-i faci ceva lui Elmer, a continuat. Nu care cumva, dragule. O să fii prins și o să te duci la pușcărie și... Of, dragule, nici să nu te gândești la așa ceva. N-au să mă prindă. Nici măcar nu mă vor suspecta. Vor crede că iar a fost nevolnic, ca de obicei, și v-ați luat la harță și ați murit amândoi. Tot nu înțelegea. A râs, încruntându-se puțin în același timp. Dar, Lu, are niciun sens ce spui. M-aș putea să fiu moartă când... Simplu, am răspuns și am ars o palmă. Și nici atunci n-a priceput. Și-a dus mâna la față și s-a frecat încet. Mai...
Mai bine te-ai abține să faci asta acum, Lu. Am de călătorit și... Nu pleci nicăieri, păpușă, i-am spus. Și am plesnit-o iar. Și în sfârșit a înțeles. A sărit în picioare și eu împreună cu ea. Am întors-o spre mine și i-am tras rapid o directă și un croșeu de a zburat cu spatele prin cameră, s-a izbit de perete și s-a prelins pe lângă el. S-a ridicat nesigură pe picioare, clătinându-se, mormăind ceva și aproape că s-a prăbușit spre mine. Am altoit-o din nou. Am lipit-o cu spatele de perete, continuând să o pocnesc, și era de parcă zdrobeam un dovleac. Tare la început. Pe urmă totul a cedat deodată. S-a prăbușit cu genunchii îndoiți sub ea și capul atârnându-i moale. Iar apoi, încet, centimetru cu centimetru, s-a împins până s-a ridicat iar în picioare. Nu vedea nimic. Nu știu cum ar mai fi putut vedea. Nu știu cum putea să mai stea în picioare, or să mai respire. Dar și-a înălțat capul, tremurător. Și-a ridicat brațele, le-a ridicat și le-a îndepărtat și a rămas așa cu ele în aer. Apoi s-a împleticit către mine, tocmai când se auzea o mașină intrând în curte. I-am tras un upercut de jos de tot, de la podea. S-a auzit un pârâit ascuțit și tot corpul i-a tresăltat în sus, apoi s-a prăvălit grămadă. Și de data asta a rămas nemișcat. Mi-am șters mânușile de ea. Era sângele ei și acolo era locul lui. Am luat arma din dulap, am stins lumina și am închis ușa. Elmer tocmai urca treptele și traversa veranda. M-am dus la ușa din față și am deschis-o. Saltare, Lu, băiete! He-he, băiete, a spus el. La țanc ai? Asta e Elmer Conway, care vine întotdeauna la țanc. Nevolnic, am spus. Asta e Elmer Conway întotdeauna. Ai adus banii? A lovit ușor cu palma în mapa maronie și groasă de sub braț. Cum ți se pare? Unde-i Joyce? În dormitor. Ce-ar fi să te duci și tu acolo? Te pariu că n-o să zică nu dacă încerci să-i o strecori. Vai, a făcut el clipind cu un aer prostesc. Vai, ar trebui să vorbești așa, Lu. Știi că avem de gând să ne căsătorim. Faci cum vrei, am spus ridicând din numeri. Dar mi-aș pune banii la bătaie că o găsești acolo lungită, așteptându-te. Îmi venea să râd în hohote. Îmi venea să țip. Îmi venea să sar la el și să-l rup în bucăți. Mă rog, poate... S-a întors brusc și a pornit pe hol. M-am sprijinit de perete, așteptând, în timp ce el intra în dormitor și aprindea lumina. L-am auzit spunând, Saltare, Joyce, puștoaico! Hehehe, pus! Am auzit un pufnet greoi și apoi un sunet ca o bâlbâială sugrumată. Pe urmă a spus, a urlat, Joyce! Joyce! Lu! Am pornit într-acolo fără grabă. Era căzut în genunchi, cu sânge pe mâini și cu o mare dungă pe obraz unde se mânjise. A ridicat privirea spre mine cu gura căscată și falca atârnându-i. M-a apucat râsul. Trebuia ori să râd, ori să fac ceva mai rău. Iar el a închis ochii strâns și a urlat. Am țipat și eu de atâta râs, aplecându-mă și plesnindu-mă peste pulpe. M-am îndoit de mijloc, râzând și trăgând vânturi și iar râzând, până ce n-a mai rămas nici urmă de râs în mine sau în oricine altcineva. Consumasem tot râsul din lume. S-a ridicat în picioare, mânjindu-și fața cu mâinile alea mari și fleșcăite, și s-a holbat la mine ca prostul. Cine? Cine a făcut asta, Lu? A fost o sinucidere, i-am răspuns. Un caz de sinucidere simplu ca bună ziua. Da, dar n-are niciun... E singurul lucru care are vreun sens. Așa a fost, m-auzi? Sinucidere, m-auzi? Sinucidere, sinucidere, sinucidere. N-am omorât-o eu. Să nu te aud că spui că am omorât-o eu. S-a sinucis. Atunci l-am împușcat direct în gura aia căscată prostește. Mi-am golit încărcătorul în el. M-am aplecat și am îndoit mâna lui Joyce pe patul armei, pe urmă am lăsat pistolul să cadă lângă ea. Am ieșit pe ușa afară și am traversat din nou lanul și nici că am mai privit în urmă. Am luat scândura de unde o lăsasem și am dus-o la mașină. Dacă îmi fusese văzută mașina, scândura era alibiul meu. Plecasem să găsesc una pe care să o pun sub cric. Am înălțat cricul sprijinit pe scândură
și am montat cauciucul de rezervă. Am aruncat uneltele în mașină, am pornit motorul și am dat cu spatele către Derrick Road. În mod normal, mai degrabă aș intra pe o șosea în fundul gol decât cu mașina în marș arier, noaptea, cu farurile stinse. Dar nu mă aflam într-o situație normală. Pur și simplu, nu mi-a stat mintea la asta. Să fi avut cadiacul lui Chester Cano e viteză mai mare, n-aș mai scrie acum lucrurile astea. A năvălit afară din mașină blestemând, a văzut cine era și a blestemat mai rău ca oricând. Firara naibii, Lou, parcă aveai mai multă minte. Pentru Dumnezeu, ce vrei? Să te omori? Ha? Și ce dracu faci aici, în definitiv? Am avut un cauciuc spart și a trebuit să ies de pe șosea, am spus. Îmi pare rău dacă... Păi haide, să plecăm! Nu o să stăm aici să căscăm gura la stele. Să plecăm? E încă de vreme. E pe dracu! E 11 și un sfert și afurisitul de Elmer încă n-a ajuns. A promis că vine direct acasă și uite că n-a venit. Iar s-o fi băgat în vreun bucluc pe undeva. Poate ar trebui să-i mai dăm puțin timp, am spus. Trebuia să mai aștept puțin. Nu puteam să mă întorc chiar atunci în casa aceea. Ce-ar fi să vă duceți acasă, domnule Canoe, și eu o să... Ba, acum mă duc! Și s-a întors să plece. Iar tu o să vii după mine. A intrat în cadiac și a trântit portiera. A dat cu spatele și m-a ocolit, țipându-mi iar să pornesc după el. I-am țipat și eu că vin și a plecat, în viteză. Mi-am aprins un trabuc. Am pornit motorul și l-am oprit imediat. L-am pornit și l-am oprit iar. În cele din urmă a rămas pornit. Pur și simplu nu mai voia să-și dea duhul. Așa că am plecat și eu. Am intrat pe aleea care ducea la casa lui Joyce și am parcat în capătul ei. Cu mașina lui Elmer și cea a bătrânului parcate în curte, mai era loc și de-a mea. Am oprit motorul și am ieșit. Am urcat treptele și am pășit pe verandă. Ușa era deschisă, iar el era în camera de zi vorbind la telefon. Fața lui arăta de parcă s-ar fi coborât în cuțit asupra ei și ar fi retezat tot ce era moale și flasc. Nu părea cine știe ce emoționat. Nu părea foarte trist. Se purta pur și simplu ca un om de afaceri, iar într-un fel, chestia asta făcea lucrurile și mai rele. Desigur, mare păcat, spunea. Nu trebuie să mai îmi spui. Știu exact ce păcat e. A murit și asta e. Și ceea ce mă interesează pe mine e ca ea. Ei, atunci haide, mișcă-te încoace. Nu o să o lăsăm să moară, mai priceput? Nu așa. Am de gând să o văd friptă. 7. Era aproape 3 dimineața când am terminat de vorbit, în cea mai mare parte de răspuns la întrebări, cu șeriful Maple și cu procurorul districtual, Howard Hendricks. Și presupun că știți, nu mă simțeam prea bine. Era cam rău de la stomac și mă simțeam, în fine, destul de înciudat, mânios. Lucrurile n-ar fi trebuit să iasă așa. Era de-a dreptul absurd. Nu era drept. Făcusem tot ce-mi stătea în puteri ca să scap, curat și fără repercusiuni, de un cuplu de cetățeni indezirabili. Și uite că unul dintre ei era încă în viață. Și iadul se deschidea să-l înghită pe celălalt. Ieșind de la judecătorie, m-am dus cu mașina la taverna Grecului și mi-am luat o cafea pe care n-o voiam. Băiatul lui își găsise o slujbă cu normă redusă la o benzinărie, iar taicăsul nu știa ce să creadă, dacă era de bine sau nu. I-am promis că o să trec pe acolo să văd ce face tânărul. Nu voiam să mă duc acasă și să răspund la încă o serie de întrebări din partea lui Amy. Speram că, dacă trăgeam de timp suficient, ea avea să renunțe și să plece. Johnny Pappas, băiatul Grecului, lucra la Slim Murphy. Era pe acolo, pe lângă clădire, când m-am oprit cu mașina. Meșterea ceva la motorul bolidului său. Am coborât din mașină, iar el s-a apropiat de mine agale, oarecum prevăzător, ștergându-și mâinile cu o bucată de cârpă. Tocmai ce-am auzit de noua ta slujbă, Johnny, am spus. Felicitări! Mhm. Era înalt și arătos. Nu semăna deloc cu taicăsul. Tata te-a trimis aici? Mi-a spus că ai venit să lucrezi aici. Ce-i rău în asta? Păi, ești încă treaz și destul de târziu. Păi, i-am răspuns râzând, și tu la fel. Acum, ce-i zice să-i faci un plin și să-i verifici uleiul? S-a apucat de treabă, iar la momentul când a terminat, i se risipiseră deja suspiciunile. Îmi pare rău dacă m-am purtat mai ciudat, Lu. Tata mă cam bate la cap. Pur și simplu, nu e în stare să priceapă că un ins la vârsta mea are nevoie de ceva bănișor doar ai lui.
Și am crezut că te-a trimis să mă verifici. Mă știi doar, Johnny. O-s genul. Sigur, te știu, mi-a zâmbit el cu căldură. M-au săcăit destui până acum, dar nimeni în afară de tine n-a încercat cu adevărat să mă ajute. Tu e singurul prieten adevărat pe care l-am avut vreodată în amărâtul ăsta de oraș. De ce faci asta, Lu? Ce-ți iese când îți bați capul cu unul pe care tabără tot să-i frece ridichea? Ah, nu știu. Și chiar așa era. Nu știam nici măcar cum de puteam să stau aici la discuții cu el când gândurile mi erau apăsate de așa o povară teribilă. Poate fiindcă am fost și eu puștan, nu cu mult timp în urmă. Tații sunt ciudați. Cei mai buni sunt ăia care te freacă la cap și te calcă pe nervi cel mai tare. Da, mă rog. Ce program ai la muncă, Johnny? Doar de la miezul nopții la 7 dimineața, sâmbetele și duminicile. Doar cât să-mi iasă și mie niște bani de buzunar. Tata crede că o să fiu prea obosit ca să mai merg luna la școală. Dar nu o să fiu, Lu, o să mă descurc. Sigur că o să reușești, am spus. O singură problemă ar fi, Johnny. Slim Murphy n-are o reputație prea bună. N-am reușit să dovedim că a fost amestecat în vreuna din afacerile alea cu dezmembrări de mașini, da? Știu. A tras un șut în pietrișul de pe alee cu un aer stânjenit. Nu o să mă bag în buclucuri, Lu. Mie mi-ajunge atât, i-am spus. E o promisiune și știu că tu nu ți încalci promisiunile. I-am plătit cu o bancnotă de 20, i-am luat restul și m-am îndreptat spre casă, mirându-mă de mine însumi, plătinând din cap la volan. Nu mă prefăcusem. Chiar eram preocupat și îngrijorat de soarta puștiului. Eu, preocupat de necazurile lui. Am găsit toată casa cufundată în beznă. Dar nici nu mă așteptam la altceva, indiferent dacă Emmy mai era sau nu acolo. Așa că nu mi-am făcut prea mari speranțe. Mi-am dat seama că faptul de a fi lăsat baltă când îi promisesem că vin, îi întărea probabil hotărârea de a rămâne la mine. Că neîndoielnic, ea avea să-și facă apariția cu acea unică ocazie în care nu-mi doream nicio părticică din ea. Așa mi-imaginam că stăteau lucrurile și așa au fost. Era sus, în dormitorul meu, în pat. Umpluse deja două scrumiere cu chiștoacele țigărilor pe care le fumase. Ce era furioasă! În viața mea n-am văzut o fătucă așa furioasă. M-am așezat pe marginea patului și m-am descălțat. Și n-am scos o vorbă în următoarele 20 de minute. N-am apucat. Într-un târziu a început să se mai calmeze nițel, iar eu am încercat să-mi cer iertare. Sigur că îmi pare rău, scumpo, dar n-am avut ce să fac. M-a avut o grămadă de necazuri în noaptea asta. Precis! Vrei să auzi ce-am pățit sau nu? Dacă nu vrei, zic că nu și gata. Uf, dă-i drumul! Atâtea minciuni și scuze am auzit de la tine că nu mai contează dacă mai îmi zici câteva. I-am povestit ce se întâmplase, adică ce se presupunea că se întâmplase. Și abia de s-a abținut până am terminat. Nici nu rostisem bine ultimul cuvânt când s-a dezlănțuit iar asupra mea. Tu să fii atât de tâmpit, Lu? Cum ai putut să faci asta? Să te amesteci cu o nenorocită de prostituată și cu îngrozitorul ăla de Elmer Conway. Să vezi ce scandal o să iasă acum și cum o să-ți pierzi slujba, probabil, și... De ce? Am mormăit. N-am făcut nimic. Aș vrea să știu de ce ai făcut asta. Păi, a fost un fel de favoare, înțelegi? Chester Conway mi-a cerut să văd ce aș putea face ca să scot pe Elmer din buclucul ăsta. Așa că, de ce a trebuit să apeleze la tine? De ce trebuie să le faci tu mereu favoruri altora? Mie nu-mi faci niciodată. Am stat cam un minut fără să spun nimic. Dar îmi spuneam în sinea mea, așa crezi tu, scumpo. Îți fac o favoare că nu-ți rup capul în bătaie. Răspunde-mi lui Ford. Bine, fii, am spus. N-ar fi trebuit să fac asta. De la bun început n-ar fi trebuit să-i permis femeii ălea să rămână în districtul ăsta. Așa-i, am dat din cap aprobator. N-ar fi trebuit. Ei? Nu-s perfect, am izbucnit. Fac o mulțime de greșeli. De câte ori vrei să zic asta? Mă rog, tot ce am de zis este... Pentru tot ce avea ea de zis, i-ar fi trebuit o viață întreagă. Iar eu nu eram deloc în dispoziția necesară pentru așa ceva. Am întins mâna și am apucat-o de pubis. Lu, încetează! De ce? Încetează, a repetat ea înfiorându-se. Te termină, că
Ah, Lu! Am întins îmbrăcat lângă ea. Trebuia să fac asta, fiindcă exista un singur mod de a o face pe Emmy să tacă. Așa că m-am întins acolo și ea s-a încolocit în jurul meu cu brațele și picioarele. Nimic nu mai era în neregulă cu Emmy când era în starea asta. Îți dăruia aproape tot ce-ți puteai dori de la o femeie. În privința mea, însă, multe erau în neregulă. Joyce Lakeland era în neregulă în privința mea. Lu, a spus Emmy, slăbind puțin ritmul. Ce s-a întâmplat, dragă? Tot necazul ăsta, am răspuns. Cred că mă supără mai rău decât mă așteptam. Măi, sărăcuțul de tine! Ia uite tu de toate în afară de mine și eu o să te mângâi și o să-ți șoptesc. O să... M-a sărutat și mi-a șoptit ce urma să-mi facă. Ceea ce a și făcut. Și la naiba, la fel de bine putea să-i facă toate lucrurile alea unui stâlp de poartă. Păpușa Joyce îmi venise ea de hac, de-a binelea. Emmy și-a tras deodată mâna și a început să-și o șteargă de șold. Pe urmă, a înșfăcat un cos de cearceaf și și-a curățat și a frecat zdravăn șoldul cu el. Ei, firai tu să fii, a spus. Ticălos împuțit și infect. Poftim? Parcă primisem un pumn în burtă. Emmy nu era genul care să înjure. Cel puțin, eu unul n-o prea auzisem înjurând. Ești murdar, te simt, îmi miroși, o miros pe ea. N-ai cum să o speli, nu o să mai iasă niciodată, ești... Iisuse Hristoase, am spus și am apucat-o de umeri. Ce tot spui, Emmy? Ți-ai tras-o cu ea, asta ai făcut tot timpul. Ai băgat în mine dinăuntrul de ei murdare, m-ai mânjit cu ea. Și o să te fac să plătești pentru asta. Și de-ar fi de, ultimul lucru pe care o să-l fac vreodată, o să... S-a smucit de lângă mine, suspinând, și a sărit din pat. Pe când mă ridicam și eu, ea a ocolit un scaun, punându-l între noi doi. Să nu te apropii de mine! Să nu îndrăznești să mă atingi! Aoleu, sigur, scumpo, cum spui tu? Încă nu prindea sensul a ceea ce spusesem. Nu se putea gândi decât la ea, la insulta care îi se adusese. Dar știam că, dacă îi se dădea timp, și nu cine știe cât, avea să pună cap la cap toate fragmentele poveștii. Desigur, n-ar fi avut nicio dovadă palpabilă. N-ar fi avut la dispoziție decât ipoteze și presupuneri, intuiția și operația aceea pe care o făcusem, lucru care, slavă Domnului, părea să-i fi ieșit momentan din minte. În orice caz, avea să vorbească. Și faptul că nu exista nicio dovadă pentru ceea ce urma să spună, n-avea să-mi fie de prea mare folos. Ai nevoie de dovezi, știi ce vreau să zic? Cel puțin din ce am văzut eu când intră legea în acțiune. Tot ce trebuie e un pont, încă un individ e vinovat. În acel moment, doar dacă nu cumva omul e vreun maher, nu mai rămâne decât să-l convin să recunoască. Emmy, am spus, Emmy, iubito, uită-te la mine. Nu, nu vreau să mă uit la tine. Uită-te la mine. Sunt Lu, iubito. Lu Ford, mai știi? Tipul pe care îl cunoști de o viață. Te întreb acum. Aș face eu ce ai zis tu că am făcut? A șovăit, mușcându-și buzele. Chiar ai făcut-o. Avea doar o ușoară nuanță de incertitudine în voce. Știu că ai făcut-o. Nu știi nimic. Dar fiindcă sunt obosit și supărat, te grăbesc să tragi concluzia aiurite. De ce? De ce să mă prostesc cu o zdreanță oarecare când te am pe tine? Ce mi-ar putea oferi o târfă ca aia ca să mă facă să-mi asum riscul de a pierde o fată ca tine? Ha? Acum ia gândește-te. Este că n-are niciun sens, scumpo? Păi, asta o afectase. O lovise din plin în mândrie, acolo unde o durea cel mai tare. Dar zdruncitătura asta nu era de ajuns ca să-i alunge bănuielile. Și-a cules chiloții și a tras pe ea, continuând să stea în spatele scaunului. N-are rost să ne contrazicem pe chestia asta, Lu, a spus ea istovită. Bănuiesc că ar trebui să zic mersi că nu m-a lovit cine știe ce boală îngrozitoare. Ei, firar să fie! Am luat deodată scaunul și l-am mutat din loc, iar pe ea am prins-o în brațe. Firar să fie! Nu mai vorbi așa despre fata cu care am de gând să mă însor. Nu-mi pasă ce zici de mine, dar nu poți să spui așa ceva despre ea, ai înțeles? Nu poți să spui că fata cu care o să mă însor s-ar culca cu unul care se distrează cu târfe. Dăm drumul lui, dăm... S-a oprit brusc din zbatere. Ce ai? Mai auzit. Da, abia acum două zile.
Și ce dacă am spus? Nici unui bărbat nu-i place să fie târât la însurătoare. Vrea să facă el propunerea. Adică tocmai ce fac eu acum. La naiba, deja am înmânat-o prea mult, după părerea mea. Dovadă toată nebunia din seara asta. Dacă am fi căsătoriți, n-am mai avea atâtea certuri și neînțelegeri câte am avut până acum. Adică de când a apărut femeia în oraș. Așa-i. Am făcut tot ce am putut. Dacă ești dispusă să crezi așa ceva despre mine, eu unul n-aș vrea. Stai, Lu, a spus ea și s-a lipit de mine. În definitiv, nu pot să-mi iei nume de rău dacă... Și n-a mai continuat. Trebuia să renunțe, pentru binele ei. Îmi pare rău, Lu. Bineînțeles, m-am înșelat. Să fii convinsă că da. Când să o facem, Lu? Când să ne căsătorim, vreau să zic. Cu cât mai repede, cu atât mai bine am mințit. N-aveam nici cea mai vagă intenție să mă însor cu ea. Dar aveam nevoie de timp ca să concep un plan și până atunci ea trebuia să țină gura. Hai să ne vedem peste câteva zile. O să ne mai venim în fire și să vorbim despre asta. A făcut și a clătinat din cap. Ei, dacă tot ne-am hotărât, hai să o și isprăvim. Hai să discutăm chiar acum. Ea se face dimineață, scumpo, i-am răspuns. Dacă mai rămâi aici cât de puțin, o să te vadă lumea la plecare. Nu-mi pasă dacă mă văd, dragule. Nu-mi pasă nici cât negru sub unghie. Mi s-a cuibărit în brațe, ascunzându-și fața la pieptul meu. Și chiar dacă nu-i vedeam chipul, știam că zâmbea cu gura până la urechi. Mi-o făcuse de zile mari și se desfăta cu ideea asta. Mă rog, eu sunt destul de obosit, i-am spus. Cred că ar trebui să dorm puțin înainte să... Îți fac niște cafea, dragule, să te trezească. Dar, iubito... Atunci a sunat telefonul. Mi-a dat drumul fără să se grăbească, iar eu m-am dus la birou și am ridicat receptorul. Lu? Era șeriful Bob Maples. Da, Bob, am răspuns. Care-i treaba? El mi-a povestit. Eu am zis ok și am închis. Amy s-a uitat la mine și s-a răzgândit în legătură cu discuția entuziastă. Slujba ta, Lu? Ai treabă? Da, am dat din cap aprobator. Vine șeriful Bob să mă ia în câteva minute. Sărăcuțul de tine! Și ești așa de obosit! Mă îmbrac și plec imediat! Am ajutat-o să se îmbrace și am condus-o până la ușa din spate. M-a sărutat zdravă de câteva ori, iar eu i-am promis să o sun imediat ce prindem momentul. Apoi a plecat, vreo 2 minute, înainte ca șeriful Maples să oprească mașina în fața casei. 8. Venise împreună cu procurorul districtual, Howard Hendricks, care ședea pe bancheta din spate. I-am aruncat o privire rece și l-am salutat cu înclinarea capului în timp ce mă așezam în față. Iar el mi-a întors privirea, nu și salutul. Niciodată n-a avusesem o părere prea bună despre el. Era genul de patriot de profesie, care vorbea într-una despre ce mare erou fusese el în război. Șeriful Bob a cuplat motorul și și-a adresat glasul cu un aer stânjenit. Zău că îmi pare rău că te deranjez, Lu, i s-a adresat el. Sper că nu te-am întrerupt din vreo chestie. Nimic care să nu poată fi amânat, am răspuns. Ia, și așa m-a așteptat deja de vreo 5-6 ore. Ai avut întâlnirea seară? A intervenit Hendricks. Chiar așa, i-am răspuns fără să mă întorc spre el. Pe la ce oră? Puțin după 10. Pe la ora la care m-am gândit că o să termin cu afacerea canoei. Procurorul districtual a murmăit ceva. I se simțea în voce o dezamăgire destul de mare. Cine-i fata? N-ai tu de unde să o... Ia stai așa, Lu! M-a întrerupt Bob, ridicând piciorul de pe accelerație și cotind pe Derrick Road. Howard, zău, ai depășit limita. Nu ești de prea multă vreme pe aici. Ai venit de 8 ani, nu-i așa? Dar tot ar trebui să știi că nu-i cazul să-i pui omului așa o întrebare. Ei, ce naiba? A spus Hendricks. Asta e slujba mea. E o întrebare importantă. Dacă Ford a avut întâlnirea azi noapte, asta... Aș o văit puțin. Asta arăta că intenționa să fie acolo. În fine, să fie. Ei, mă rog, în altă parte. Înțelegi ce zic, Ford? Înțelegeam, ba bine că nu. Dar n-aveam de gând să-i o spun și lui. Eram doar amicul lui, cel tântălău, din Kalamazoo. Nu m-aș fi gândit la un alibi, deoarece... Nu făcusem nimic pentru care să am nevoie de alibi. Nu, am rostit răgănat.
Cred că nu știu la ce te referi. Ca să ne întoarcem la cazurile noastre și să nu te superi că ți-o zic. Mi-am închipuit că ai terminat toată trâncăneala de rigoare acum o oră sau așa ceva, când am vorbit cu tine. Ei bine, te înșele amarnic, frățioare, a zis și m-a fixat cu privirea în oglinda retrovizoare roșu la față. Mai am destule întrebări de pus și încă mai aștept răspunsul la asta de adineauri. Cine-i... Las-o moartă, Howard, l-a luat Bob Lazar cu o mișcare nervoasă a capului. Încă o dată, dacă mă întreb pe Lu treaba asta, o să-mi ies eu însumi din pepeni. O cunosc pe fată, îi știu și pe ei. E una dintre cele mai cum se cade dudui din oraș. Și n-am nici cea mai mică îndoială că Lu a avut întâlnire cu ea. Hendrix s-a încruntat, cedând cu un râs plin de iritare. Nu-i pricep. Nu-i prea cum se cade că secul... Mă rog, să trecem peste asta. Dar e prea cum se cade ca să-i menționez numele în mod strict confidențial. Al naibii să fiu dacă pricep așa o treabă. Cu cât stau mai mult prin preajma voastră, cu atât mai puțin reușesc să vă înțeleg. M-am întors spre el zâmbitor, cu un aer prietenos și serios în același timp. Deocamdată, cel puțin, nu era o idee bună să las pe cineva să aibă vreun cui împotriva mea. Iar un ins care are ceva pe conștiință își permite să se inflameze. Cred că suntem cam îndărătnici și aroganți, noi ăștia de pe aici, Howard, i-am spus. Presupun că ni se trage de la faptul că ținutul ăsta n-a cunoscut niciodată o colonizare masivă și omul trebuie să fie al dracului de atent la cum se poartă, să nu primească un stigmat pe viață. Adică, n-are o mulțime în jur în care să se ascundă. Mereu e expus, mereu e în văzul lumii. Și ce dacă? Păi, dacă un bărbat sau o femeie face un lucru, nimic rău, înțelegi? Pur și simplu, un lucru de ăla pe care îl fac bărbații și femeile dintotdeauna, nu dai de înțeles că știi tu totul. Nu faci asta, fiindcă mai devreme sau mai târziu o să ai și tu nevoie de același gen de favoare. Înțelegi cum merge treaba? Numai așa putem să ne vedem de treburile noastre omenești și să rămânem și cu capul sus. A dat din cap cu un aer indiferent. Foarte interesant. E, uite că am ajuns, Bob. Șeriful Maples a scos mașina de pe drum și a parcat pe marginea străzii. Am ieșit toți, iar Hendrix a arătat cu capul către poteca nepădită de buruieni care ducea la vechea casă Branch. Apoi s-a întors și s-a uitat la mine. Vezi urma aia de acolo, Ford? Știi de la ce e? A, păi, cred că da, am răspuns. Era un cauciuc desumflat. Recunoști asta? Admiți că o urmă de felul ăsta ar trebui să rămână dacă ți s-a desumflat cauciucul? Mi-am împins pălăria pe ceafă și m-am scărpinat în cap. Am uitat la Bob, încruntându-mă puțin. Nu cred că ghicesc unde vreți să ajungeți, măi băieți, am spus. Care-i treaba, Bob? Bineînțeles că înțelegeam. Vedeam că făcusem o mișcare al naibii de proastă. Îmi dădusem seama de asta imediat ce zărisem urma printre buruieni, așa că pregătisem un răspuns. Dar nu puteam să-l ofer prea repede. Trebuia să decurgă, firesc. E circul lui Howard, a replicat șeriful. Poate ar fi mai bine să-i răspunzi lui. Bine, am zis și am ridicat din umeri. Am mai spus o dată. Un cauciuc desumflat lasă o urmă de felul ăsta. Știi, a spus Hendrix încet, când a fost făcută urma asta, n-am nici cea mai vagă idee. Tot ce știu e că nu mașina mea a făcut-o. Ești un parșiv min... Ha? Lui Hendrix i-a picat falca și a rămas uitându-se ca prostul. Păi dar... N-aveam niciun cauciuc desumflat când am ieșit de pe șosea. A, ia stai puțin, tu... Mai bine ai stat tu puțin, l-a întrerupt șeriful Bow. Nu mi-aduc aminte să ne fi zis lui că i s-a desumflat roata aici, pe Derrick Road. Mi-l amintesc spunând așa ceva. Dacă într-adevăr am zis asta, am intervenit, pot să fii sigur că nu asta voiam să spun. Știam că am o înțepătură în roată. Sigur că da. Am simțit mașina legănându-se puțin. Dar am ieșit pe alee înainte să mi se desumfle de adevăratele. Bob a dat din cap aprobator și a aruncat o privire la Hendrix. Procurorul districtual și-a făcut brusc de lucru aprinzându-și o țigară. Nu știu care era mai roșu. Fața lui, ori soarele care se sălta peste coline. Am scărpinat iar în cap. Mă rog, am spus, îmi dau seama că nu-i treaba mea. Dar sper sincer, măi oameni buni, că n-aș ciupit o anvelopă bună ca să faceți urma aia. Hendrix a început să dea mărunt din buze. Lui Bob, oașcă bătrână, îi luceau ochii.
De undeva departe, poate de la 5-6 kilometri, a început să se audă un zgomot de sucțiune amestecat cu un șuierat când s-a pus în funcție o sondă de foraj. Șeriful a pufnit deodată, a tușit și a izbucnit într-un râs cu sughițuri. Ha, ha! Dă-vă, naibii, Howard! Zău dacă nu-i cea mai haioasă treabă! Ha, ha! Și atunci s-a pus și Hendrix pe râs. La început reținut, stingherit. Apoi din toată inima, fără vreo jenă. Eu am stat și m-am uitat la ei, zâmbind nelămurit, ca unul care ar vrea să participe, dar nu știe cum stă treaba. Acum mă bucuram că făcusem greșeala aceea prostească. Când alunecă lațul pe lângă tine, cel care a vrut să te prindă cu el o să se gândească de două ori înainte să-l mai arunci odată. Hendrix m-a plesnit cu palma pe spinare. Tont mai sunt, Lu. Ar fi trebuit să-mi dau seama. Auzi, am spus, arătându-mă în sfârșit luminat, dar nu vrei să zici că ai crezut că eu... Bineînțeles că n-am crezut asta, a spus Bob cu afecțiune. Nici vorbă de așa ceva. A fost doar o chestiune care trebuia cercetată, a explicat Hendrix. Trebuia să avem un răspuns și pentru ea. Acum ia zi, ai stat prea mult la discuții cu Conway aseară, nu? Nu, am răspuns. Nu mi s-a părut că e momentul potrivit să mă întind la vorbă. Păi, am vorbit eu cu el, Bob. Sau mai degrabă, el a vorbit cu noi. Și tuna și fulgera. Femeia asta cum o cheamă? Lakeland. E ca și moartă. Doctorii zic că nu o să-și mai recapete cunoștința. Deci, Conway n-are să poată da vina pe ea pentru toată porcăria asta. Și atunci, firește, o să vrea să o arunce în spinarea altcuiva. O să se agațe și de un pai. Da, i-a trebuit să o luăm înainte când vine vorba de orice lucru care pare... chiar și puțin tel, cam ciudat. Da, mare brânză, am spus. Oricine ar pricepe ce s-a întâmplat. Elmer era băut și a încercat să o intimideze și... Sigur, dar Conway nu vrea să recunoască asta. Și n-are să recunoască dacă există vreo cale să nu o facă. La întoarcerea în oraș, am stat toți pe locurile din față. Eu eram la mijloc, presat între șerif și Hendrix. Și brusc mi-a trecut prin cap o idee nebunească. Poate că nu-i prostisem, poate jucau teatru, exact cum făceam și eu. Poate tocmai de-aia mă băgaseră la mijloc, ca să nu pot sări din mașină. Era un gând nebunesc, desigur, și mi-a zburat imediat din minte. Dar am tresărit ușor înainte de a apuca să mă reculeg. Ești cam agitat? M-a întrebat Bob. Doar niște junghiuri de foame, am rânjit. N-am mai mâncat de ieri după amiază. Nici mie nu mi-ar strica să înghi ceva, a aprobat el, dând din cap. Tu ce zici, Howard? N-ar fi o idee rea. Am putea să ne oprim întâi la judecătorie? A spus Bob. Mergem acolo și numai bine nu o să mai apucăm să ajungem nicăieri. Mai bine sun de la restaurant. Și dacă tot te apuci de treaba asta, sună și la mine la birou. Vestea despre cele întâmplate se răspândise deja în tot orașul. Iar când am oprit în fața restaurantului, peste tot în jur lumea șușotea și se holba uimită. Toți. Și cei abia veniți în oraș și petroliștii, mai toată lumea. Mai vârstnicii se mulțumeau să dea din cap și își vedeau de treburile lor. Hendrix a rămas să dea telefon, iar eu și Bob ne-am așezat într-un separeu. Am comandat un rând de ouă cu șuncă și nu după mult timp a apărut și Hendrix. Conway ăsta, s-a rățoit el strecurându-se pe bancheta din fața noastră. Acum vrea să o trimită pe femeia aia cu elicopterul la Fort Worth. Zice că aici nu poate primi îngrijirea medicală care îi trebuie ei. Aha, a spus Bob relaxat cu ochii la meniu. La ce oră o duce? Nu-s convins că o să o ducă la vreo oră. Eu sunt ăla care are ultimul cuvânt de spus în cazul ăsta. Păi, până una alta nici n-a fost pusă sub acuzare, dar are minte să fie trimisă în judecată. Încă n-am apucat să facem treburile astea. Nu văd ce mare deosebire ar fi, a spus Bob, de vreme ce și așa o să moară. Nu asta e ideea. Ideea e... Aha, sigur, l-a întrerupt Bob tărăgănat. N-ai vrea să faci un drum până în Fort Worth, Lu? Poate vin și eu. Păi, cred că aș putea, am spus. Atunci, zic că așa o să facem. E în regulă, Howard. Cu asta o să ți se rezolve toate formalitățile. Chelnărița ne-a pus mâncarea în față, iar Bob și-a luat cuțitul și furculița. I-am simțit gheata lovind într-a mea pe sub masă. Hendrix știa cum stăteau lucrurile, dar era prea ipocrit ca să recunoască. Trebuia să facă mai departe pe marele erou, procurorul districtual, care nu accepta să primească ordine de la nimeni. Acum, fii atent la o treabă, Bob.
Oi fi eu nou pe aici, după cum zici tu, și poate că mai am multe de învățat. Da, Dumnezeu mi-e martor, legea o cunosc și-s... La fel și eu, a spus șeriful dând din cap, aia care nu-i scrisă în cărți. Conway nu te-a întrebat dacă poate să o ducă la Fort Worth. Ți-a zis că o duce. A pomenit cumva la ce oră? Păi, Hendrix și-a înghițit nodul din gât. În dimineața asta la 10, așa se gândea el. Vrea să închirieze un bimotor de la linia aeriană și trebuie să fie alimentat cu oxigen și cu... Aha, păi ar trebui să fie în regulă. Lu și cu mine o să avem timp să ne aranjăm puțin și să ne facem bagajul. Te las la tine acasă, Lu, după ce terminăm aici. Bine. Hendrix n-a spus nimic. După vreo 2 minute, Bob i-a aruncat o privire piezișă și a ridicat din sprâncene. Nu ți-s bune ouăle, fiule? Mai bine mănâncă-le până nu se răcesc. Hendrix a scos un oftat și a început să mănânce. 9. Eu și Bob am ajuns la aeroport cu destul de mult timp în avans, așa că ne-am urcat în avion și ne-am făcut comozi. Din cală se auzeau bocănituri de la niște muncitori care aranjau lucrurile după instrucțiunile primite de la doctor, dar, obosiți cum eram, ne-ar fi trebuit mai mult de atât ca să ne țină treji. Bob a fost primul căruia a început să-i pice bărbia în piept. Pe urmă, am închis și eu ochii, gândindu-mă să-i odihnesc doar puțin. Și cred că am adormit imediat. Nici măcar n-am știut când a decolat avionul. Acum închideam ochii și în minutul următor mi se părea că Bob mă scutură și mi-arată pe fereastră. Uite-l, Lu! Uite orașul vacilor! M-am uitat în jos pe fereastră. Am simțit oarecare dezamăgire. Nu mai ieșisem niciodată din ținut, iar acum, când eram convins că Joyce n-avea să supraviețuiască, aș fi putut să mă bucur de priveliște. În realitate, nu văzusem nimic. Îmi mirosisem tot timpul dormind. Unde-i domnul Conway? Am întrebat. La bagaje. Tocmai am fost și eu acolo să arunc o privire. Ea tot inconștientă e? Și nici că o să-și revină dacă mă întreb pe mine, a spus el și a scuturat din cap cu solemnitate. Nici nu știe Conway ce noroc are. Dacă nulitatea aia de Elmer n-ar fi fost mort deja, să vezi ce ar fi atârnat acum de o creangă în copac. Da, am spus. Așa e, nu e bună deloc. Nu știu ce duh necurat ar putea îndemna un om la una ca asta. Al naibii să fiu dacă știu. Nu știu cum putea fi în halul ăsta de beat sau de rău ca să fac așa ceva. Cred că e vina mea. N-ar fi trebuit să o las să rămână în oraș. Mă rog, eu ți-am spus să faci cum te îndeamnă judecata. Și din câte am auzit despre ea, drăgălașa, era o șmecheră și jumătate. Probabil că și eu aș fi lăsat-o să rămână dacă eram în locul tău. Chiar că îmi pare rău, Bob. Zău că aș fi vrut să vin la tine în loc să încerc să rezolv de unul singur șantajul ăsta. Da, a spus el dând din cap încet. Dar eu zic că am răsucit destul subiectul ăsta. Acum s-a terminat și nu mai avem ce face în privința asta. Nu o să ajungem nicăieri dacă tot discutăm și ne agităm cu ce ar fi putut fi. Așa i-am spus. Cred că n-are rost să ne mai frământăm pentru ce a fost și nu mai e. Avionul a început să dea ocoluri la altitudini tot mai joase, așa că ne-am prins centurile de siguranță. Câteva minute mai târziu, rulam de-a lungul pistei de aterizare, însoțiți de o mașină de poliție și o ambulanță care țineau ritmul cu noi. Ne-am oprit, iar pilotul a ieșit din cabină și ne-a deblocat ușa. Eu și Bob am ieșit și am rămas uitându-ne cum se descărca targa sub supravegherea doctorului. În partea de deasupra era închisă într-un fel de cort mic și de sub cearșaf nu se putea vedea decât conturul trupului. Apoi, nici atât n-am mai văzut, fiindcă au dat zor cu ea către ambulanță. Și o mână grea mi s-a lăsat pe umăr. Lu, a spus Chester Conway, tu vii cu mine în mașina poliției. Păi, am răspuns aruncând o privire spre Bob, de fapt contam pe... Vii cu mine, a repetat el. Șerifule, tu mergi cu ambulanța. Ne vedem la spital. Bob și-a împins pălăria pe ceafă și s-a uitat tăios la el. Apoi, parcă i s-a lăsat toată fața. S-a întors și a plecat, târșindu-și pe pavaj și încălțierile roase. Am făcusem griji despre felul cum ar fi trebuit să mă port în preajma lui Conway. Acum, văzând cum îl luase la intimidare pe bătrânul Bob Maples, eram pur și simplu supărat. M-am smuls de sub mâna lui și am urcat în mașina poliției. Mi-am ținut capul întors în altă parte când a intrat Conway și a trântit portiera.
Ambulanța a plecat prima, îndreptându-se spre marginea pistei. Am pornit și noi după ea. Canoei s-a plecat și a închis geamul care separa bancheta noastră de locul șoferului. Nu ți-a plăcut, nu-i așa? Am urmărit. Ei bine, până o să se termine toată povestea asta, s-ar putea să mai fie o mulțime de lucruri care nu o să-ți placă. E în joc reputația băiatului meu mort, pricepi? Propria mea reputație. Asta e grija mea și nimic altceva. Și n-am să stau să depind de etichetă. Nu permit ca sensibilitățile nimănui să-mi stea în cale. Nici nu-mi imaginez așa ceva, am spus. Ar fi cam greu să încep la vârsta ta. Imediat mi-am dorit să nu fi zis asta. Mă dădeam de gol, mă înțelegeți? Numai că el părea să nu mă fi auzit. Ca întotdeauna nu auzea nimic din ceea ce nu dorea să audă. Operează pe femeia imediat ce intră în spital, a continuat el. Dacă rezistă până la final, iseară o să fie în stare să vorbească. Vreau să fie acolo la momentul ăla. Imediat ce se trezește din anestezie. Adică? Am întrebat. Bob Maples e de treabă, dar pe-a bătrân ca să mai fie vigilent. Riscă să o dea în bară tocmai când ai mai mare nevoie de el. De-aia îl lasă să se ducă acum, când nu contează dacă e sau nu cineva în preajmă. Nu știu dacă înțeleg. Vrei să spui, am rezervat niște camere la un hotel. Te las acolo și acolo să rămâi până te chem eu. Să te odihnești, ai înțeles? Odihnește-te ca lumea, ca să fii vigilent și cu chef de treabă când o veni vremea. În regulă, am răspuns ridicând din umeri. Dar am dormit în avion tot drumul până aici. Atunci mai dorm puțin. Poate va trebui să stai treaz toată noaptea. Hotelul era pe West 7th Street, la câteva străzi de spital, iar Conway rezervase un șir întreg de camere. Directorul adjunct a stabilimentului a urcat cu mine și cu băiatul de serviciu, iar la câteva minute după plecarea lor, a sosit un chelner aducând pe o tavă whisky și gheață. Și imediat după el a mai venit unul, cu o mulțime de sandvișuri și cu cafea. I-am turnat frumușel de băut și m-am dus cu paharul la fereastră. M-am așezat într-un fotoliu mare și mi-am întins picioarele cu încălțări cu tot pe calorifer. Am lăsat pe spate rânjind. Cana era mare mahăr, ce să mai... Era în stare să-ți frece ridichea și să te facă să ți placă în același timp. Putea avea la dispoziție locuri ca acesta, cu oameni care să se dea peste cap ca să-l servească. Putea avea totul în afară de ceea ce își dorea, pe fiul lui și o bună reputație. Fiul lui stâlcise în bătaie o târfă care l-omorâse, iar el nu va putea șterge niciodată rușinea asta, nici dacă ajungea să trăiască 100 de ani. Și al naibii să fiu dacă nu speram să trăiască atâta. Am mâncat o parte dintr-un sandwich cu două straturi, da, parcă nu mi-aluneca pe gât. Așa că mi-am turnat altă porție de tărie și m-am dus iar cu paharul în mână la fereastră. Mă simțeam cam neliniștit și nu prea în largul meu. Mi-aș fi dorit să ies la plimbare prin oraș. Fort Worth e la începutul lui West Texas, așa că n-aș fi simțit că atrag privirile tuturor, îmbăcat cum eram, așa cum s-ar fi întâmplat în Dallas ori în Houston. M-aș fi simțit în largul meu și aș fi văzut și eu oameni și locuri noi pentru prima dată în viață. În loc de asta însă, trebuia să rămân aici de unul singur, nefăcând nimic, nevăzând nimic, negândind nimic nou. Mai că-mi venea să zic că era un complot împotriva mea. Făcusem ceva rău, de mult, când eram copil și nu reușisem niciodată să scap de lucrul acela. Trebuia să mi se răsucească zi de zi cuțitul în rană, până ce, precum un câine supra-solicitat cu dresajul, începusem să fac nevoile doar așa, din pură spaimă. Și iată-mă acum aici. Mi-am mai turnat un whisky. Iată-mă acum aici. Dar n-aveam să rămân așa multă vreme. Lui Joyce era sortit să moară, dacă nu murise deja. Aveam să scap de ea și aveam să scap de lucrul acela, de boală, cu ocazia asta. Și imediat ce situația avea să se mai liniștească, urma să-mi dau demisia, să vând casa și afacerea tatei și să mă retrag. Amy Stanton? Mă rog, am clătinat din cap. Nu mă va opri ea. Nu o să mă țină ea legat în lanț acolo, în Central City. Nu știam cum să mă rup de ea, dar știam al naibii de bine că asta urma să fac. Cumva, cândva. Mai mult ca să-mi omor timpul, m-am dus să fac o baie lungă și fierbinte. Apoi am încercat iar sandvișurile și cafeaua. Am învârtit prin cameră, mâncând și bând cafea, mutându-mă de la o fereastră la alta. Îmi doream să nu fi fost atât de sus, ca să mai văd și eu câte ceva.
Am încercat să trag un pui de somn, dar nu m-a ajutat la nimic. Am luat din baie o lavetă și m-am apucat să-mi frec încălțările. Am lustruit una bine de tot și tocmai mă apucam de vârful celeilalte când a intrat Bob Maples. Mi-a aruncat un salut dezinvolt și și-a turnat de băut. S-a așezat, privind în pahar și rotind la nesfârșit cuburile de gheață. Să știi că mi-a părut rău de ce s-a întâmplat la aeroport, Bob, i-am spus. Cred că știi și tu că voiam să-ți țin partea. Da, a răspuns laconic. I-am comunicat lui Conway că nu mi-a plăcut. Iar el a spus iar, da, și-a adăugat. Uită, las-o moartă, da? Ei, sigur, i-am răspuns și am dat din cap aprobator. Cum spui tu, Bob? M-am uitat la el cu coada ochiului în timp ce îmi vedeam de frecatul ghetei. Arăta supărat și îngrijorat, aproape dezgustat, s-ar putea spune. Dar eram destul de sigur că nu din cauza mea. De fapt, nici nu-mi imaginam că purtarea lui Conway îl necăjise în halul ăsta. Iar te supără reumatismul? Am întrebat. Ce-ar fi să te așezi pe scaunul ăla cu fața la spătar, ca să te ajung la deltoiz și o să... A ridicat capul și s-a uitat la mine. Iar privirea era limpede, dar părea cumva că-i mustesc lacrimi undeva în interior. Încet, foarte încet, ca pentru sine, a început să vorbească. Nu te cunosc eu, Lu. Te știu pe față și pe dos. Te știu de când erai până la genunchiul broaștei și niciodată n-am aflat vreun lucru rău despre tine. Știu exact ce ai de gând să zici și să faci, indiferent cu ce situație te-ai confrunta. Ca și acolo, la aeroport, când l-ai văzut pe Conway când îmi dă porunci. În locul tău, o mulțime de inși ar fi făcut dita mai scandalul din cauza asta. Dar știam că tu n-ai face asta. Știam că tu o să te simți mai jignit decât mine. Ăsta e felul tău și nici n-ai ști cum să fie altfel. Bob, am spus atunci. Te frământă ceva, Bob? Poate să mai aștepte. Cred că va trebui să mai aștept o vreme. Voiam doar să știi că eu... Da, Bob? Poate să mai aștepte, a repetat el. Cum spuneam, va trebui să mai aștept. Și a mișcat paharul, făcând gheața să scoată clinchete sub privirea lui fixă. Howard Hendricks ăla, a continuat el. Acum, Howard ar fi trebuit să aibă cap pe umeri. Nu să te supună la prostia aia de azi de dimineață. Sigur, trebuie să-și facă și el treaba, cum trebuie să-mi o fac și eu. Și nu poți lăsa prietenia să stea în calea datoriei, dar... Oh, da, dracu, Bob, nu m-am gândit deloc la așa ceva. Mă rog, eu m-am gândit. Am ajuns să mă gândesc la asta azi după amiază, după ce am plecat de la aeroport. M-am gândit la cum ai fi făcut tu, dacă erai în locul meu, și eu într-al tău. Ah, socot că ai fost amabil și prietenos, fiindcă așa ești tu făcut. Dar n-ai fi lăsat nicio urmă de îndoială asupra poziției tale. Ai fi spus, uite care-i treaba, Bob Maples mi-e prieten și știu că e un om cât se poate de cinstit și de corect. Așa că, dacă vrem să aflăm ceva, hai să mergem la el și să-l întrebăm de-a dreptul. Să nu umblăm cu fofurlica de parcă el ar fi de o parte a gardului și noi de cealaltă. Asta ai fi făcut tu, dar eu, mă rog, nu știu, Lu. Poate am rămas în urma vremurilor. Poate am îmbătrânit prea tare pentru slujba asta. Mie unul mi se părea că nu era prea departe de adevăr. Chiar îmbătrânea și devenea din ce în ce mai nesigur pe sine. Iar Conway probabil că-l călărise zdravăn, în felul despre care nici nu știam. Ai avut necazuri la spital, Bob? L-am întrebat. Da, a spus el ezitând. Am avut ceva necazuri. S-a ridicat și și-a mai turnat o porție de whisky. Pe urmă s-a dus la fereastră și a rămas acolo, legănându-se pe călcâie cu spatele la mine. Femeia a murit, Lu. Nu și-a mai revenit din anestezie. Păi, știam toți că n-avea nicio șansă. Toată lumea în afară de Conway, care era pur și simplu prea încăpățânat ca să gândească logic. Nu mi-a răspuns. M-am dus lângă el la fereastră și i-am cuprins umerii cu brațul. Uite ce-i Bob. Nu știu ce ți-a zis Conway. A, nu te lăsa demoralizat. Și oricum, cine dracu se crede? Nici măcar n-avea de gând să facă drumul ăsta împreună cu noi. A trebuit să forțăm noi lucrurile ca să ne ia. Pe urmă, de ajungem aici, vrea să facem sluși de câte ori ne comandă el și facem un scandal monstru că nu merg lucrurile, mi-ar conveni lui. A ridicat puțin din umeri, sau poate că doar a inspirat profund.
I-am lăsat brațul să alunece de pe umerii lui. Am ezitat câteva clipe, gândindu-mă că avea de gând să spună ceva. Apoi m-am dus la baie și am închis ușa. Când omul e deprimat, uneori cel mai bun lucru pe care îl poți face e să-l lași în banii lui. M-am așezat pe marginea căzii și mi-am aprins un trabuc. Am stat și m-am gândit, detașat de propria persoană. M-am gândit la mine și la Bob Maples. Mereu fusese destul de cum se cade cu mine și îmi plăcea de el. Dar nu mai mult mă gândeam decât îmi plăcea de o mulțime de alți oameni. Când venea vorba să ne suflecăm mânecile și să ne facem treaba, era și el doar unul dintre sutele de oameni pe care îi cunoșteam și cu care mă purtam amical. Și totuși, iată-mă aici, frământându-mă pentru problemele lui în loc de ale mele. Desigur, lucrul acesta putea fi cauzat în parte de faptul că știam deja că problemele mele se cam rezolvaseră. Știusem că Joyce nu putea supraviețui, că n-avea să vorbească. Putea să-și recapete cunoștința pentru scurt timp, dar în niciun caz n-ar fi putut vorbi. Nu după ceea ce se petrecuse cu fața ei. Dar faptul că mă știam în siguranță putea explica pe de-a întregul preocuparea mea pentru el. Fiindcă fusesem de-a dreptul zguduit după crimă, mai avusesem capacitatea de a raționa clar, de a accepta ideea că trebuia să fiu în siguranță. Și totuși încercasem să-l ajut pe puștul grec, Johnny Pappas. Ușa s-a trântit de perete și am ridicat privirea. Bob îmi zâmbea cu gura până la urechi, roșu la față cu whisky-ul picurându-i din pahar pe podea. Hei, a spus el, fugi de mine, Lu? Vino încoace să-mi ții companie. Sigur, Bob, sigur, vin. Și m-am întors cu el în camera de zi. S-a întrântit într-un fotoliu și a dat paharul pe gât dintr-o înghițitură. Hai să facem ceva, Lu. Hai să ieșim să ne facem de cap în oraș. Numai noi doi, ha? Cum rămâne cu Conway? Nu-l dracu! Are nu știu ce afacere aici. O să rămână câteva zile. Ne lăsăm bagajele pe undeva, ca să nu mai trebuiască să dăm nas în nas cu el, și pe urmă facem chef. S-a întins să-și face sticla și a reușit din a doua încercare. I-am luat-o și am umplut eu paharul. Sună bine, Bob, am spus. Chiar mi-ar plăcea să facem asta. Dar n-ar trebui să ne întoarcem la Central City? Adică, acum se simte Conway, acum n-ar da bine pentru noi. Am zis să-l dai dracu. Am zis-o și n-am glumit. Păi sigur, dar am făcut destul pentru Conway. Am făcut prea mult. Am făcut mai mult decât ar trebui să facă un alb. Acum, haide, vâră-te în ghetele alea și s-o ștergem. Sigur, i-am zis. Sigur că așa aș face. Exact așa. Mai că aveam o bătătură urâtă și trebuia să o aranjez mai întâi. Așa că, dacă tot trebuia să mă aștepte, poate ar fi mai bine să se întindă și să tragă un pui de somn. Așa a și făcut, după o leacă de bombăneală și proteste. Am sunat la gară și am rezervat o cușetă la trenul de ora 8 către Central City. Avea să ne coste câțiva dolari din buzunarul propriu, de vreme ce statul nu plătea decât pentru tichete la clasa 1 în vagoane Pullman. Dar m-am gândit că aveam nevoie de intimitate. Avusesem dreptate. L-am trezit la 6:30, ca să aibă timp berechet să se pregătească, iar el părea într-o stare și mai era decât înainte de somn. N-am reușit să-l conving să fac o baie. Nu voia să bea nicio gură de cafea, nici să mănânce. Dimpotrivă, s-a dat iar la whisky, iar când am plecat de la hotel, a luat cu el o sticlă întreagă. Până am reușit să-l urc în tren, eram deja făcut arșice, ca Vita sub fierul de însemnat. Mă întrebam, ce, Doamne iartă-mă, mi-o fi spus Conway. Mă întrebam, deși la dracu ar fi trebuit să știu, fiindcă era ca și cum mi-ar fi zis mie. Răspunsul era sub nasul meu. Pur și simplu eram prea aproape de el ca să-l văd. Poate era totuși un lucru bun că nu știam, fiindcă oricum nu era nimic de făcut. Nimic nu puteam face în privința asta, ci m-ar fi trecut toate sudorile. Mă rog, cam atât a fost prima mea călătorie până în marele oraș. Prima mea ieșire din district. De la avion, direct la hotel. De la hotel, direct la tren. Pe urmă, lungul drum de noapte către casă, în timpul căruia nu era nimic de văzut, încuiat într-o cușetă cu un bețiv înlăcrimat. La un moment dat, cam pe la miezul nopții, cu puțin înainte de a dormi, cred că gândurile i-o luaseră în razna, pentru că, din senin, pumnul lui s-a înălțat clătinându-se și m-a izbit în piept. Hei, i-am zis, vezi ce faci, Bob? Vezi,
Vezi ce aci, a mormăit el. Oprește-l pe rânjitul ăla. Ajunge un zâmbet. Lăsați dracului. Ce am avut și ce am pierdut? De ce aci asta până la urmă? Of, glumeam doar, bă. Să-ți zic ceva. Să zic ceva de pun pariu că nu te-ai gândit odată. Aha. Mereu. Mereu se face mai multă lumină chiar înainte să se întunece. Obosit cum eram, am râs. Ai priceput greșit, Bob. Vrei să zici? A spus el. Tu ai priceput greșit. 10. Am ajuns la Central City pe la 6 dimineață, iar Bob a luat un taxi și s-a dus direct acasă. Era rău. Se simțea rău de-a binelea. Era doar mahmur. Era prea bătrân pentru cât turnase în el. Am oprit pe la birou, dar acolo era liniște și pace, după spusele adjunctului care fusese de noapte. Așa că mi-am văzut și eu de drum către casă. Deja aveam la activ mult mai multe ore decât cele pentru care eram plătit. Nimeni n-ar fi putut să mă condamne dacă mi-aș fi luat o săptămână liberă. Ceea ce, firește, n-aveam de gând să fac. M-am schimbat cu haine curate, după care mi-am făcut omletă și cafea. Când m-am așezat să mănânc, a sunat telefonul. Am presupus că era de la birou, sau poate că mă verifica Amy. Trebuia ori să sune de vreme, ori să aștepte până la 4, când i se termina programul la școală. Am îndreptat spre telefon, încercând să mă gândesc cum să mă fofilez ca să nu mă văd cu ea. Iar când am auzit vocea lui Joe Rodman, m-am simțit cam derutat. Știi cine e la telefon, Lou? A întrebat el. Adu-ți aminte de ultima noastră discuție. Sigur, despre împrejurarea de pe șantier. Te-aș fi rugat să dai pe aci, diseară. Da, trebuie să fac o mică plimbare până la San Angelo. Ai ceva împotrivă dacă m-aș opri la tine acasă câteva minute? Păi, cred că ai putea. E ceva important? Un mărunțiș, dar e important, Lu. Doar câteva cuvinte. O să fiu eu sigur. Păi, aș putea. Sunt convins că ai putea. Dar cred că ar fi mai bine să ne vedem, a spus el, după care a închis. Am pus și eu receptorul în furcă și m-am întors la micul dejun. Era încă de vreme. Foarte probabil că n-avea să-l vadă nimeni. Oricum, nu era un infractor. Ba chiar din contră, după unele opinii. A venit după vreo 5 minute. I-am oferit ceva pe post de mic dejun, fără să dau pe din afară de amabilitate. De vreme ce nu voiam să rămână prea mult, iar el a spus, nu, mulțumesc, dar s-a așezat la masă cu mine. Ei bine, Lu, a spus el, începând să-și ruleze o țigară, îmi închipui că știi ce vreau să aud. Cred că da, am aprobat din cap. Consideră că am zis. E corect ce sugerează relatările astea foarte circumspecte din presă? S-a luat de ea și s-a întors totul împotriva lui? Așa arată lucrurile. Nu-mi vine în minte vreo altă explicație. N-am putut să nu mă întreb, a spus el umezind foița țigării. N-am putut să nu mă întreb cum se poate ca o femeie cu fața bușită și cu gâtul rupt a putut să bage la marele fix 6 gloanțe într-un bărbat, chiar și într-unul așa masiv ca neregretatul răposat Elmer Conway. A ridicat încet privirea până ce a întâlnit-o pe a mea. Am ridicat din umeri. Probabil nu le-a tras pe toate 6 odată. Ea îl împușca în timp ce el o pocnea. La naiba, de-abia mai era în stare să stea în picioare și să o încaseze până a terminat el, dar are minte să se mai și pună pe tras. Nu pare că ar fi fost în stare, este? A aprobat el conclinarea capului. Și totuși, din bruma de informații pe care le pot aduna, exact asta trebuie să fi făcut. Era încă în viață după ce a murit el și aproape toate, mă rog, două dintre gloanțele pe care le-a tras în el erau de ajuns ca să-l pună jos. Prin urmare, mi se fi ales cu gâtul rupt și toate celelalte înainte de a trage. Am clătinat din cap. Trebuia să-mi desprind privirea de-a lui. Ai zis că vrei să fii sigur, am spus. Ai. Marfa originală, lui, nu se acceptă substitute și încă mai aștept să o primesc. Nu știu cine te crezi să mă interoghezi pe mine. Șeriful și procurorul districtual sunt mulțumiți. De altceva, nici că-mi pasă. Ăsta e punctul tău de vedere, ai? Ăsta e punctul meu de vedere. Păi, să-ți spun cum văd eu problema.
Îmi permit să te interoghez pentru că sunt implicat în chestiunea asta. Poate nu direct, dar nici indirect. Exact. Știam că eu coci familiei Canai. De fapt, am făcut tot ce puteam ca să te atâț împotriva bătrânului. Din punct de vedere moral, poate chiar și legal, am și eu o parte de responsabilitate pentru orice posibilă acțiune nepotrivită a ta. În orice caz, să zicem, eu și sindicatele pe care le conduc am putea fi puși într-o lumină foarte nefavorabilă. Tu ai spus-o. E propria ta declarație. Dar nu te baza prea tare pe asta, Lu. Eu nu tolerez crima. În altă ordine de idei, azi cum se prezintă lucrurile? E albă sau e negră? E moartă. A murit ieri după amiază. N-am să înghit asta, Lu, dacă a fost o crimă. Amestecul tău. Nu pot să spun acum pe loc ce am să fac. Dar n-am să te las să-ți vezi de treabă liniștit. N-aș putea. O să ajung să mă bagi în vreo tărășenie încă și mai rea. A, la naiba, am spus. Ce facem? Fata e moartă și Elmer e mort. Așa că, indiferent cât de ciudate par lucrurile, și afacerea asta ar fi trebuit să stârnească isterii la judecătorie, n-au cum să dovedească nimic. Dacă ar ști ce știu eu despre faptul că aveai tu un motiv ca să o omor, de ce să vreau să fac așa ceva? Mă rog, a început el să o lase mai moale, să o lăsăm pe ea deoparte. Să zicem că ea a fost un instrument al răzbunării împotriva lui Canoi, un element de recuzită. Știi și tu că n-are nicio logică, am spus. Cât despre treaba cu acest așa numit motiv, îl aveam de 6 ani. Atât e de când știu despre accidentul lui Mike. De ce să aștept 6 ani și pe urmă, așa deodată, să mă hotărăsc să pun la cale așa ceva? Să stâlcesc în bătaie o târfă nenorocită doar ca să-i o plătesc băiatului lui Chester Conway? Acum, zi-mi și mie dacă-ți sună logic. Pe bune, zi-mi și mie, Joe. Oatman s-a încruntat gânditor, bătând arabana cu degetele pe masă. Nu, a rostit el încet. Nu sună logic. Ăsta-i necazul. Omul care a plecat liniștit după ce a comis treaba asta, dacă într-adevăr a plecat... Știi că nu-i așa, Joe. Așa zici tu. Așa zic eu. Așa zice toată lumea. Ai zice și tu la fel, dacă n-ai ști ce simt față de familia Conway. Scoate-ți asta din minte măcar o dată. Și cu ce rămâi? Păi, doar cu o crimă dublă. Doi inși care s-au încăierat și s-au omorât unul pe celălalt. În împrejurări, oarecum misterioase. A zâmbit ironic. A zice că ăsta e eufemismul secolului, Lu. N-am cum să spun ce s-a întâmplat, fiindcă n-am fost acolo. Dar știu că și în crime există întâmplări norocoase, la fel ca peste tot. Un bărbat se tărăște 1,5 km cu creierii chisăliță. O femeie sună la poliție după ce a fost împușcată în inimă. Un bărbat e spânzurat, otrăvit, făcut bucățele și împușcat și el supraviețuiește bine mersi. Nu mă întreba cum de se întâmplă lucruri de-astea. Nu știu. Dar știu că se întâmplă și la fel știi și tu. Rotman s-a uitat lung la mine. Apoi și-a mișcat ușor capul în cuvințare. Așa o fi, Lu, a spus el. Probabil că tu, cel puțin, ești curat. Stau aici și mă uit atent la tine. Pun cap la cap tot ce știu despre tine și nu pot să apropii toate astea de imaginea pe care mi-am făcut-o despre acel individ. Așa absurde cum par lucrurile, varianta aia ar fi încă și mai absurdă. Nu te potrivești în rol, ca să zic așa. Ce aș putea eu să spun? Nimic, Lu. Eu ar trebui să-ți mulțumesc că mi-ai luat o piatră de moară de pe suflet. Oricum, dacă nu te superi, ți-aș rămâne și mai îndatorat. Da? Cum stă treaba de fapt? Așa, doar pentru informarea mea. Sunt de acord că nu-l urai de moarte pe Canaoi, dar îl urai. Ce urmărești? Mă așteptam la întrebarea asta încă din noaptea în care discutasem cu el. Aveam răspunsul gata pregătit. Banii reprezentau mita pentru scoaterea ei din oraș. Canaoi o plătea să plece și să-l lase în pace pe Elmer. De fapt, Elmer avea de gând să plece cu ea, nu-i așa? A spus Roman. Apoi s-a ridicat și și-a pus pălăria. Ei, nu mă lasă inima să te cert pentru manevra asta, în ciuda deznodământului său nefericit. Aproape că mi-aș dori să mă fi gândit eu la așa ceva. Vai, dar n-a fost mare lucru. Doar o chestiune de voință care își găsește o cale de îndeplinire. Oh, a făcut el.
Apropo, cum îi e lui Canoi? Păi, nu cred că e prea bine. Probabil o fi mâncat ceva nasol, a spus el dând din cap. Nu crezi? Dar ai grijă cu castraveții ăia lui. Ai grijă. Nu-i mai vinde la grădinar. Și-a plecat. Am cules ziarele din curte, ediția din după amiaza anterioară și din acea dimineață. Mi-am mai turnat niște cafea și m-am așezat din nou la masă. Ca de obicei, ziarele se întreceau unde am dat credit. În loc să-mi facă un portret de găgăuță ori de băgăreț, ceea ce ar fi reușit fără probleme, ele mă prezentau ca pe un soi de combinație între J. Edgar Hoover și Lombroso, șeriful perspicace, a cărui intervenție altruistă în această afacere a fost lipsită de efect, dar asta numai din cauza ciudățenilor imprevizibile ale firii omenești. Am râs de m-am mânecat cu cafeaua din care tocmai începusem să sorb. Deși trecusem prin atâtea, începeam să mă simt bine și relaxat. Joyce murise. Nici măcar Rodman nu mă suspecta. Iar odată ce ai trecut examenul de nevinovăție cu acel individ, nici că mai ai de ce să-ți faci griji. S-ar putea spune că era ca un soi de piatră de încercare. Am stat în cumpănă dacă să sun la ziare și să-i felicit pentru acuratețe. Făceam asta deseori, aduceam o rază de soare, știți cum e, iar ei puneau botul fără ezitare. Aș fi putut să le spun ceva, râdeam gândindu-mă la asta, aș fi putut să le spun ceva despre adevărul care-i mai straniu decât ficțiunea. Și poate să adaug ceva de genul, mă rog, adevărul despre crimă va ieși la suprafață ca un de lemnul deasupra apei, sau nici cele mai înțelepte planuri. Am oprit din râs. Ar fi trebuit să renunț la d-astea. Rodman mă avertizase, plus că l-ar fi călcat pe nervi pe Bob Maples. Dar, e bine, de ce să nu o fac dacă asta doream? Dacă m-ar fi ajutat să mă eliberez de tensiune? Era în firea personajului. Mi se potrivea acelui insplictisitor și blajin care n-ar fi putut face nimic rău nici să fi încercat. Rodman însuși observase că oricât ar fi părut de absurde lucrurile, încă și mai absurd era să mă privească pe mine ca pe un ucigaș. Iar felul în care vorbeam era o parte importantă a mea, o parte a acelui tip care îi dusese pe toți pe un drum greșit. Dacă dintr-o dată n-aș mai vorbi așa, ce-ar crede lumea? Vai și amar! Trebuia să o țin așa într-una, indiferent dacă voiam sau nu. Alegerea nu mai depindea de mine. Da, desigur, trebuia să o iau cu ușurelul, să nu exagerez. Am judecat totul până la capăt și la sfârșit încă mă simțeam bine. Însă m-am hotărât să nu sun la ziare la urma urmei. Relatările fuseseră mai mult decât corecte față de mine, dar asta nu-i costase nimic. Oricum, avea un spațiu de umplut, iar mie nu-mi păsa prea tare de unele detalii, de ceea ce spuseseră despre Joyce, de exemplu. Nu era o păcătoasă abjectă. Pentru Dumnezeu, nu era adevărat că iubise prea mult, dar fără înțelepciune. Era doar o muierușcă drăguță care se agățase de bărbatul nepotrivit. Sau de bărbatul potrivit în locul nepotrivit. Nici nu-și dorise altceva. Nimic altceva. Și asta căpătase. Nimic. Amy Stanton a sunat puțin după ora 8, ocazie cu care i-am cerut să vină la mine în seara aceea. Cel mai bun mod de a trage de timp, mi-am dat seama, era să nu trag de timp, să nu mă pun contra ei în niciun fel. Dacă nu mă mai feream, ar fi încetat să mă mai forțeze. Și, în definitiv, nu putea să se mărite la o oră după propunere. Mai urmau tot soiul de lucruri de care trebuia să ne ocupăm. Discuții. Dumnezeule mare și ce de mai discuții. Până și despre mărimea pungii de irigator pe care s-o luăm cu noi în luna de miere. Și, cu mult înainte ca ea să apuce să termine, eu aveam să fiu în stare să mă retrag din Central City. După ce am terminat discuția cu ea, m-am dus la laboratorul lui tata, am aprins arzătorul Bunsen și am pus la fiert un act intravenos și o hipodermică obișnuită. Pe urmă, am luat la rând etajerele până am găsit câte o cutie de hormon masculin, ACTH, complex de vitamina B și apă sterilizată. Stocul de medicamente al tatei se învechea, desigur, dar companiile farmaceutice continuau să ne trimită mostre. Mostrele erau ceea ce foloseam eu. Am făcut un amestec de ACTH, complex B și apă, pe care mi l-am băgat direct în venă, în mâna dreaptă.
Avea tata o teorie, cum că injecțiile n-ar trebui niciodată făcute pe partea inimii. Hormonul mi l-am injectat în șold și eram pregătit pentru la noapte. Emmy n-avea să mai fie dezamăgită. Nu va mai avea motiv să-și pună întrebări. Indiferent dacă necazul meu fusese psihosomatic, o real, dacă mi se trăgea de la prea multă tensiune sau prea mult contact cu Joyce, la noapte n-avea să mă mai supere. Micuța Emmy urma să fie îmblânzită timp de o săptămână. Am urcat în dormitor și m-am culcat. M-am trezit la prânz când începeau să urle sirenele de la rafinărie. Apoi am ațipit iar și am dormit până după ora două. Uneori, cel mai adesea, ar trebui să recunosc, sunt în stare să dorm 18 ore și tot să nu mă simt odihnit. Mă rog, nu-s neapărat obosit, dar detest să mă scol. Nu vreau decât să rămân unde mă aflu, să nu vorbesc și să nu mă văd cu nimeni. Astăzi însă lucrurile stăteau altfel, ba chiar invers. Abia așteptam să mă spăl și să ies din casă ca să fac ceva. Am făcut un duș și m-am ras. Sunt multă vreme sub apa rece, fiindcă medicamentul acela chiar își făcea efectul. Am îmbrăcat o cămașă curată de culoare bej, i-am pus un papion nou-nouț și am scos din șifoner un costum albastru, proaspăt călcat. Mi-am pregătit un mic dejun frugal, l-am mâncat și am sunat acasă la șeriful Maples. A răspuns nevastă sa. Mi-a spus că Bob nu se simțea prea grozav și că doctorul considera că era mai bine să rămână în pat o zi, două. Dormea la ora aceea, iar pe ea n-o încânta să-l trezească. Da, dacă era ceva important. Voiam doar să știu cum se simte, am spus, deși aș putea să dau pe acolo câteva minute. Păi, foarte drăguț din partea ta, Lu. Când se scoală, o să-i zic că ai sunat. Poate reușești să vii pe aici mâine, dacă nu se pune pe picioare până atunci. Bun, am spus. Am încercat să citesc ceva, dar nu mă puteam concentra. Mă întrebam cu ce să-mi omor timpul, dacă tot aveam o zi liberă. Nu puteam să mă duc la biliard sau la popice. N-ar fi dat bine pentru un polițist să piardă vremea prin săl de biliard sau de bowling. Nici în baruri n-ar fi dat bine să merg. Nici pe la vreun spectacol nu mi-ar fi stat bine să fiu văzut în timpul zilei. Puteam să mă plimb cu mașina, să ies la drum de unul singur. Cam atât. Încetul cu încetul, buna dispoziție a început să mă părăsească. Am scos mașina din curte și am pornit spre judecătorie. Ajutorul de șerif, Hank Bartleby, citea ziarul cu bocancii pe birou și Falca îi se mișca molfăind un boț de tutun. M-a întrebat dacă era destul de cald pentru gustul meu și de ce naiba nu rămânsesem acasă dacă tot aveam ocazia. I-am răspuns. Păi, știi și tu cum e, Hank? Frumos au pus-o, a spus el, arătând cu capul spre ziar. Drăguță bucată au scris despre tine. Tocmai ce mă pregăteam să-l decupez și să ți-l pun deoparte. Pui de lele tâmpit! Mereu făcea chestia asta. Și nu doar cu relatări despre mine, ci cu orice. Decupa caricaturi, buletine meteo, poezele de rahat, articole despre sănătate, orice tâmpenie de pe fața pământului. Nu era în stare să citească ziarul fără foarfecă. Uite ce i-am spus. O să-ți dau un autograf pe el și tu păstrează-l. Poate o să aibă valoare cândva. Păi, s-a uitat la mine mijind ochii, apoi brusc și-a ferit privirea. N-aș vrea să te deranjez deloc, Lu. Niciun deranj. Uite, stai așa. Mi-am zgălit numele pe margine și i-am dat înapoi bucata de ziar. Doar să nu-l arăt și altora, i-am spus. Dacă trebuie să fac treaba asta și pentru ceilalți, o să-i scadă valoarea. S-a uitat lung la hârtie, privirea fixă, de parcă s-ar fi așteptat să-l muște ziarul. A făcut înghițind în sec. Chiar crezi că... Uite cum să faci, am spus, sprijinindu-mă în coate pe birou și coborând vocea până la nivelul unei șoapte. Du-te la o rafinărie și roagă-i să-ți îndoaie la aburi o tobă de oțel. Pe urmă, știi pe cineva care ți-ar putea împrumuta o lampă de sudură? Mhm, a răspuns el tot în șoaptă. Cred că aș putea să împrumut una. Păi, tai toba în două, adică de jur împrejur, ca să rămâi cu un fel de capac. De urmă, pui înăuntru decupajul cu autograf, singurul care există, Hank, și sudezi iar bucățile la oaltă. Peste vreo 60-70 de ani, poți să-l duci la vreun muzeu și o să-ți plătească o avere pe el. Firea să fiu, a spus el. Tu ai vreo tobă de astea, Lu? Vrei să-ți aduc și ție una? Cred că nu-i cazul. Probabil că n-am să trăiesc atâta.
11. Am șovăit puțin pe hol în fața biroului lui Howard Hendricks, iar el a ridicat privirea și mi-a făcut semn să intru. Salut, Lou! Intră și ia loc un minut. Am intrat, dând din cap în semn de salut spre secretară, și mi-am tras un scaun lângă masa lui de lucru. Tocmai ce am vorbit cu nevasta lui Bob, am spus. El nu se simte prea bine. Așa am auzit și eu. A prins un chibrit pentru trabucul meu. Mă rog, nu e așa mare problemă, a continuat. Vreau să zic că nu mai e nimic de lucrat la cazul Canaway. Tot ce mai putem face acum este să stăm și să așteptăm. Doar să fim pe fază în caz că începe Canaway să facă pe șeful pe aici. Îmi închipui că se va resemna cu situația în scurtă vreme. Mare păcat că a murit fata, am zis. E, știu și eu, Lu, a spus el ridicând din numeri. Nu văd cum ar fi putut să ne spună ceva ce noi să nu fi aflat deja. Sincer, între noi fie vorba, mă simt mai degrabă ușurat. Canaway n-ar fi fost satisfăcut până n-o vedea pe scaunul electric cu toată vina în cârca ei. Nu mi-ar fi plăcut deloc să fiu parte la așa ceva. Da, n-ar fi fost prea bine. Deși, bineînțeles, asta ar fi făcut Lou dacă ar fi supraviețuit. Adică, ar fi pus-o sub acuzare și ar fi urmărit-o până în pânzele albe. Se lăsase pe spate ca să pară a avea un aer prietenos, după conturile noastre din ziua precedentă. Eram va să zică vechiul lui amic, căruia îi comunica trăirile lui cele mai profunde. Howard, mă întreb, da, Lu? Ei, cred că mai bine aș tăcea. Poate că tu nu ești de aceeași părere cu mine. A, sunt convins că nu e așa. Întotdeauna am considerat că noi doi avem foarte multe în comun. Ce voiai să-mi spui? Privirea i s-a desprins o clipă de-a mea, iar gura i s-a strâmbat puțin. I-am dat seama că secretara i-a făcuse cu ochiul. Băi, uite cum vine treaba, i-am spus. Acum, eu m-am simțit mereu aici ca într-o mare familie fericită. Noi, ăștia care lucrăm pentru district. Aha, o mare familie fericită, ai? Privirea i s-a mutat din nou. Continuă, Lu. Ne avem toți ca frații. Da. Suntem toți în aceeași barcă și trebuie să punem toți umărul să mișcăm roața înțepenită. Arăta de parcă i s-ar fi umflat gâtul dintr-o dată și a tras o batistă din buzunar. Pe urmă s-a răsucit cu scaunul, întorcându-se cu spatele la mine și a tușit sugrumat, scuipând flecmă. Am auzit-o pe secretară ridicându-se și ieșind în grabă. I-am auzit tocurile înalte, tropăind pe hol, îndepărtându-se tot mai repede în direcția toaletei, aproape alergând la un moment dat. Speram să fi făcut pipi în chiloți. Iar lui speram ca fragmentul acela de șrapnel de sub coaste să-i fi înțepat un plămâni. Fragmentul acela de șrapnel îi costase pe contribuabil al dracului de mult mălai. Ajunsese să fie ales în funcție datorită faptului că vorbise despre șrapnelul acela. Nu pentru că ar fi curățat ținutul și ar fi avut grijă ca toată lumea să aibă șanse egale în viață. Doar datorită șrapnelului. În cele din urmă și-a îndreptat spinarea și s-a întors cu fața la mine, iar eu i-am spus să aibă grijă cu răceala aia. Să spun ce fac eu mereu. Iau apa în care a fiert o ceapă și storc în ea o lămâie mare. Mă rog, poate o lămâie de mărime medie și una mică, dacă... Lu, a spus el tăios, da? Îți apreciez sentimentele, interesul. Da, va trebui să te rog să te întorci la subiect. Ce voiai de fapt să-mi spui? A, nu era nimic. Te rog, Lu. Mă rog, uite ce mă întrebam eu. Și i-am spus. Aceeași întrebare pe care și-o punea Rodman. Am transpus-o în cuvintele mele, rostind-o lăbărțat, încet și stângaci. Îi ofeream astfel un subiect pentru care să-și facă griji. Altceva în afară de urmele anvelopei dezumflate. Și frumusețea era că, în afară de griji, nu putea să facă nimic altceva. Iisus, a spus el încet, e sub nasul nostru, nu-i așa? Chiar în văzul tuturor, dacă te uiți unde trebuie. E unul dintre lucrurile alea atât de clare și simple, încât nici nu le bași de seamă. Indiferent cum ai întoarce-o, cam așa-i. Trebuia să o moare după ce el însuși murise. După ce nu mai putea să o facă. Sau invers, am completat. Și-a sters fruntea, părând încitat, dar și îngrijorat. Una era să încerce să-l prindă pe amărâtul de Lu cu urmele de cauciuc. Treaba aia era cam pe potriva lui, dar chestia asta îl dăduse peste cap.
Și ce înseamnă asta, Lu? Păi, nu înseamnă neapărat asta. Și am oferit o ieșire. Am readus în discuție întâmplările norocoase din preajma morții pe care îi le pomenisem lui Rodman. Probabil că așa a fost. Pur și simplu o ciudățenie de aia nenorocită, de nu poate nimeni să o explice. Da, a spus el. Evident. Asta trebuie să fie. N-ai mai pomenit asta nimănui, Lu? Am clătinat din cap. Abia ce mi-a venit în minte, mai adineauri. Bineînțeles. În cazul în care Canoei tot o să tune și o să fulgere când s-o întoarce, o să... În locul tău nu cred că aș face asta, Lu. Chiar nu cred că ar fi înțelept. Deloc. Adică zici că ar trebui să-i spun lui Bob mai întâi? Păi, așa aveam de gând. N-aș trece peste capul lui Bob. Nu, Lu, nu asta vreau să zic. Ei, Bob nu-i merge bine. A încasat deja destule de la Canoei. Nu cred că ar trebui să-l mai necăjim și cu altele. Lucru care, după cum ai remarcat și tu, este fără îndoială o chestiune lipsită de importanță. Păi, dacă oricum nu contează, nu văd de ce. Hai să rămână între noi, Lu, cel puțin deocamdată. Hai să stăm cu minți și să vedem ce se mai întâmplă. În definitiv, ce altceva am putea face? Pe ce ne putem baza? Nu pe cine știe ce, am răspuns. Probabil pe nimic. Exact. Nici eu n-aș fi putut să o zic mai bine. Îți spun eu ce am putea face. N-ar fi prea greu să-i adunăm pe toți bărbații care i-au făcut vizite. Probabil n-or fi mai mult de 30 ori 40, că era o damă cu tarif destul de mare. Bob și cu noi, toți ai noștri, am putea să-i adunăm și tu să... Mi-aș fi dorit să-l puteți vedea cum îl treceau sudorile. Pentru noi, ăștia de la secția șerifului, adunatul la 30 sau 40 de cetățeni avuți, ar fi fost floare la ureche. El ar fi fost cel nevoit să studieze dovezile și să ceară punerea sub acuzare. Până să termine, avea să fie și el terminat. Dacă începea să iasă șrapnelul pe nas, nu-l mai alegea nici dracu în pârlita lui de funcție. Mă rog, totuși, așa cum nu-și dorea el să facă asta, așa nu-mi doream nici eu să-l pun să o facă. Era un caz închis, să-i stea în gât lui Elmer Conway și cea mai bună idee era să-l las naibii așa închis. Prin urmare, astfel stând lucrurile și văzând că se cam făcuse ora cinei, i-am permis să mă convingă. I-am spus că eu unul nu prea mă pricepeam să judec asemenea lucruri și că eram, categoric, recunoscător că mă lămurise în acest sens. Și cu asta s-a terminat. Aproape. Înainte de a pleca, i-am dat rețeta mea pentru vindecarea tusei. M-am îndreptat agale către mașină, fluierând. Mă gândeam la cât de reușită fusese după amiaza aceea în definitiv și ce grozav avea să fie să povestesc despre ea. 10 minute mai târziu, ieșisem pe Derrick Road și întorceam mașina ca să pornesc către oraș. Nu știu de ce. Mă rog, știu. Ea era singura persoană cu care aș fi putut să vorbesc. Dar știam că nu era acolo. Știam că n-avea să mai fie niciodată. Nici acolo, nici în altă parte. Nu mai era, iar eu știam asta. Așa că, nu știu de ce. Am condus înapoi spre oraș, înapoi spre vechea casă cu etaj rablagită și spre șopronul în care chițăiau șobolanii. Și pentru prima dată am spus, îmi pare rău, dragă. Am rostit-o cu voce tare. Nu o să știi niciodată cât de rău îmi pare. Doar m-am adăugat. Înțelegi, nu-i așa? Să mai fi trecut câteva luni și nu m-aș mai fi putut opri. M-aș fi pierdut complet controlul și... Un fluture s-a lovit ușor de parbriz, apoi și-a reluat zborul. M-am întors la fluieratul meu. Chiar că fusese o după-amiază reușită. Proviziile mele erau pe terminate, așa că m-am oprit la băcănie să-mi iau câte ceva, inclusiv un cotlet pentru micul dejun. M-am dus acasă și mi-am pregătit odita mai cina, pe care am mâncat-o până la ultima înghițitură. Chiar că își făcea treaba complexul ăla de vitamine B, ca și celălalt ingredient. Începeam să simt cu adevărat nerăbdarea de a mă vedea cu Amy. Începeam să o doresc rău de tot. Am spălat și am șters vasele. Am curățat podeaua bucătăriei cu mopul, lungind treaba cât de mult am putut. Am stors mopul și l-am atârnat la uscat pe veranda din spate, după care m-am întors înăuntru și m-am uitat la ceas. Parcă nici nu i se mișcaseră arătătoarele. Mai erau niște ore bune până ce avea ea să îndrăznească să vină iar. Nu mai era nimic de muncă,
Așa că mi-am umplut o cană mare, cafea și am urcat cu ea în birou la tata. Am pus-o pe masa lui de lucru, i-am aprins un trabuc și am început să parcurg cu privirea șirurile de cărți. Tata spunea mereu că avea suficiente bătăi de cap ca să-și dea seama ce-i ficțiune în așa numitele adevăruri și fără să mai citească ficțiune. Mereu spunea că era deja prea mare harababură în știință ca să încerci să o mai pui și de acord cu religia. Spunea lucrurile astea, dar mai spunea și că știința în sine poate fi o religie. Cu o minte deschisă, se află mereu în pericolul de a deveni îngustă. Așa se face că era destulă ficțiune pe rafturi. Și probabil că mai era tot pe atâta literatură biblică, la fel ca pe rafturile multor preoți. Citisem o parte din beletristică. De restul nu mă atinsesem. Mergeam la biserică și la școala de duminică, ducând viața pe care trebuia să o duc. Dar atât și nimic mai mult. Deoarece copiii, tot copiii rămân. Și dacă asta sună altruism, tot ce pot să spun este că o mulțime de presupuși gânditori profunzi n-au descoperit niciodată chestia asta. Un copil care te aude înjurând tot timpul are să înjure și el. Nu va înțelege dacă îi spui că greșește. El crede în tine. Iar dacă tu faci asta, înseamnă că e în regulă. Cum spuneam, va să zică, nu aruncasem nicio privire la literatura religioasă din locuința noastră. Dar am făcut-o în seara aceea. Citisem deja mai tot restul. Și cred că mai aveam în minte și ideea că, de vreme ce aveam de gând să vând casa, era mai bine să verific valoarea lucrurilor din ea. Așa că am dat jos un index biblic mare, legat în piele, și am suflat praful de pe el. L-am așezat pe masă și l-am deschis. De fapt, când l-am pus jos, i s-au deschis paginile într-un loc anume. Era o fotografie acolo, un instantaneu de 5x10. L-am ridicat să mă uit la el. L-am sucit și l-am răsucit. L-am întors într-o parte și cu susul în jos, cum imaginam că ar fi cu susul în jos. Și am schițat un rânjet. Cum fac bărbații când ne interesează sau îi nedumerește ceva? Era un chip de femeie, nu tocmai drăguță, însă genul de care te lipești fără să știi de ce. Dar unde naiba era și ce făcea acolo? Nu puteam să-mi dau seama. La prima vedere, părea că se uită prin bifurcația unui trunc de copac. Un arțar alb, aș fi zis. Apucase strâns ramurile cu mâinile și... Da, știam că nu putea fi așa, fiindcă trunchiul era despicat la bază și se vedeau cioturi căsăpite, în poziții nefirești. Mi-am frecat poza de cămașă și m-am uitat iar la ea. Figura mi era familiară. Îmi revenea în memorie de undeva, dintr-un loc îndepărtat, ca un lucru care iese la lumină dintr-o ascunzătoare. Dar era veche. Poza, adică, și un fel de pete încrucișate, căpătate cu timpul, bănuiam, brăzdau lucrul acela, orice o fi fost el, la care se uita femeia. Am luat o lupă și m-am uitat prin ea. Am întors poza în poziția în care trebuia să stea. Pe urmă, aproape că am scăpat lupa și am împins-o de lângă mine. Am rămas uitându-mă în gol, uitându-mă spre nimic și spre totul. Așa-i, se uita printr-o bifurcație. Dar era bifurcația propriilor ei picioare. Stătea în genunchi, privind printre ei, iar acele pete încrucișate de pe coapsele ei nu erau rezultatul trecerii timpului. Erau cicatrice. Femeia era Helen, cea care îi fusese menajeră lui tata cu multă vreme în urmă. Tata. 12. Doar câteva minute am stat acolo și m-am holbat în gol, dar o lume întreagă, cea mai mare parte a copilăriei mele mi-a revenit în memorie în acel interval de timp. Și ea mi-a revenit în memorie. Ea, menajera, care reprezentase o parte atât de mare din viața mea de copil. Vrei să ne batem, Helen? Vrei să înveți să boxezi? Și, sunt obosită, lovește-mă doar tu. Și, dar o să-ți placă, scumpule, toți băieții mari fac asta. Am retrăit totul până am ajuns la final. La ziua aceea îngrozitoare, cu mine ghemuit la piciorul scării, bolnav de spaimă și de rușine, îngrozit, cuprins de durerea primei și singurei biciuiri din viața mea, ascultând vocile joase și mânioase, vocile mânioase și disprețuitoare care veneau dinspre bibliotecă. Nu stau să mă cer cu tine, Helen. Diseară pleci de aici.
Consideră-te norocoasă că nu fac plângere împotriva ta. A, da? Aș vrea să te văd că încerci. De ce, Helen? Cum naibii ai fost în stare să faci așa ceva? Ești gelos? Tu! Doar o copilă și... Da, așa e. Doar o copilă. Ce-ar fi să nu uiți asta? Ascultă, Daniel, eu... Nu spune asta, te rog. Eu sunt de vină. Dacă n-aș fi... Te-a durut cumva? Ai făcut tu rău cuiva? De fapt, nu cumva. Trebuie să te întreb asta. Te-ai pierdut treptat tot interesul? Dar cu un copil? Copilul meu, singurul meu fiu. Dacă s-ar întâmpla ceva... Asta te sâcâie, nu-i așa? Nu ți-e de el, de tine ți-e. Cum s-ar răsfrânge asupra ta? Ieși afară, femeie cu obrazul la fel de gros ca... Sunt o sărăntoacă nespălată. Asta e expresia, nu-i așa? Scursură. Nu-s material de la nobil, de calitate. Nu-i nimic. Când văd un ticălos ipocrit ca tine, a naibii să fiu dacă nu mă bucur că sunt așa cum sunt. Ieși afară că te omor. Dar gândește-te ce rușine ar fi, doctore. Acum, să-ți spun ceva. Ieși! Ceva ce ar trebui să știi, mai presus de oricine altcineva. Treaba asta nu trebuia să însemne nimic. Absolut nimic. Dar acum o să însemne. Ai tratat-o în felul cel mai prost posibil. Ai... Eu, zău așa, Ellen. Tu n-ai să omor niciodată pe nimeni. Nu cu mâna ta. Ce naiba! Ești prea îngânfat și plin de tine și convins că ai mereu dreptate. Ți-e-ți place să rănești oamenii, dar... Nu! În regulă, n-am dreptate. Tu ești marele și bunul Dr. Ford, iar eu sunt o sărăntoacă nespălată, așa că de-aia n-am dreptate. Sper. Asta a fost tot. Uitasem de asta, iar acum am uitat din nou. Sunt unele lucruri care trebuie uitate dacă vrei să-ți poți vedea de viața ta. Și, undeva, iar îmi doream să-mi văd de viața mea. Îmi doream mai mult ca oricând. Dacă Bunul Dumnezeu a făcut vreo greșeală cu noi, oamenii, aceea este că ne-a creat astfel încât să vrem să trăim atunci când n-avem nici cea mai mică îndreptățire. Am pus indexul la loc pe raft. Am dus fotografia în laborator și am ars-o. Iar cenușa am aruncat-o în scurgerea chiuvetei și am spălat-o cu apă. Dar multă vreme am mai ars, așa mi s-a părut. Și n-am putut să nu observ ceva. Cât de tare semăna ea cu Joyce. Și încă ce asemănare puternică exista între ea și Amy Stanton. A sunat telefonul. A sunat telefonul. I-am șters mâinile pe pantaloni și am răspuns privindu-mă în oglinda de pe ușa laboratorului. Privind la insul cu papion negru și cămașă bej, rozalie, cu cracii pantalonilor spânzurându-i mai sus de marginea ghetelor. Lou Ford la telefon, am spus. Sunt Howard, Lou. Howard Hendricks. Ascultă, vreau să vii imediat aici. Aici, la tribunal. Da. Păi, nu știu ce să zic. Aș cam... Ea va trebui să mai aștepte, Lou. Treaba asta e mai importantă. Trebuie că era după bolboroseala lui precipitată. Mai știi ce am vorbit azi după amiază? Despre, știi tu, posibilitatea ca o persoană din afară să fie criminalul. Păi, știi ce? Chiar aveam dreptate. Bănuiala noastră era corectă. Ha? Am făcut. Dar nu se putea. Adică, l-am prins, Lu. L-am prins pe ticălos. Nu mai are scăpare puiul de lele și... Vrei să zici că a recunoscut? La naiba Hard, mereu se găsește cât un zărghit să mărturisească. N-a recunoscut nimic, nici nu vrea să deschidă gura. De asta avem nevoie de tine. Noi nu putem să-l convingem. Știi, dar tu poți să-l faci să vorbească. Dacă poate cineva să-l mai înmoaie, tu ești ăla. Cred că-l și cunoști întâmplător. Și cine? Ha? Puștiul grecului, Johnny Pappas. Îl știi, a mai intrat într-o groază de buclucuri. Acum hai încoace, Lu. L-am sunat deja pe Chester Conway și vine dimineață cu avionul de la Fort Worth. Ți-am recunoscut tot meritul. I-am zis cum am clocit noi împreună ideea asta și că de la bun început am fost convinși că nu Elmer era vinovatul. Și el era încântat la culme, Lu. Frățioare, de-am putea să-i dăm de capăt, să obținem o mărturisire ca la carte... Hai că vin! Vin imediat, Howard!
Am apăsat furca telefonului și am rămas așa câteva clipe ca să mă lămuresc asupra celor petrecute, asupra ceea ce trebuia să se fi petrecut. Apoi am sunat-o pe Amy. A ei încă nu se culcaseră, așa că nu putea sta prea mult de vorbă. Iar asta mi era de folos. Am făcut-o să priceapă că voiam neapărat să mă văd cu ea. Și chiar voiam neapărat. Și că n-aveam să lipsesc prea mult. Am închis, mi-am scos portofelul și am răsfirat toate bancnotele pe birou. N-avusesem niciuna de 20, doar alea 25 de bancnote pe care mi le dăduse Elmer. Și când am văzut că dispăruseră 5 dintre ele, m-a luat un val de leșin din creștet până în tălpi. Apoi mi-am adus aminte că le folosisem la Fort Worth ca să-mi cumpăr bilet de tren și că schimbasem una singură aici în oraș, unde aș fi putut să conteze. Una singură, cu Johnny Papas. Așa că am scos mașina din curte și am pornit spre judecătorie. Ajunctul de șerif, Hank Bartleby, mi-a aruncat o privire stânjenită, iar un alt adjunct, care era de față, Jeff Plummer, mi-a făcut cu ochiul și mi-a zis, saltare. Pe urmă, Howard a dat zor înăuntru, m-a apucat de un cot și m-a dus valvârtej în biroul lui. Ce succes neașteptat! Ei, Lu? Mi-a spus el, aproape salivând de emoție. Acum, să zic cum să te ocupi de asta. Uite ce ar fi mai bine să faci. Ia-l cu binișorul, știi tu ce vreau să zic, și fă-l să lase garda jos. Pe urmă strânge-l cu ușa. Zic că dacă e cooperant, îl scoatem cu omor prin imprudență. Nu putem să facem asta, bineînțeles. Dar ce-i spui tu nu mă obligă pe mine cu nimic. Alminteri, zic că l-așteaptă scaunul electric. Are 18 ani, a trecut de 18 și... M-am holbat la el. El mi-a interpretat greșit expresia din privire. A, la dracu, a spus și m-am pus cu degetul în coaste. Cine-s eu să zic ce să faci? Nu știu deja cum te ocupi de indivizii ăștia. N-am... Încă nu mi-ai zis nimic. Știu că Johnny e cam nestăpânit, dar nu-l văd în postura de ucigaș. Cu ce se presupune că l-ai la mână? Se presupune pe naiba. Avem... Așa voit. Mă rog, uite care e situația lui. Elmer s-a dus acasă la boarfa aia cu 10.000 de biștari. Atâta se presupune că avea la el. Dar când i-am numărat, lipseau 500 de dolari. Da? Am spus. Era exact cum îmi închipuisem. Afurisitul ăla de Elmer nu vusese să recunoască nici de cum că n-avea mălaiul lui. Ei, și ne-am gândit. Bob și cu mine ne-am gândit că Elmer îi măritase la barbut sau cine știe pe unde. Însă bagnotele erau toate marcate, să vezi. Și bătrânul deja avertizase băncile locale. Dacă ea încerca să mai frece menta prin oraș după ce și încasa plata, se răfuia el cu ea pentru șantaj. Cana o e ăsta. Nu-i trec mulți pe înainte. S-ar zice că mie întrec. Ei, Lu, a spus el și m-a bătut cu palma pe spate. N-ai niciun motiv să te simți așa, câtuși de puțin. Se înțelege de la sine că în tine avem încredere. Dar era meciul lui Canaway și, mă rog, tu ai fost acolo, în vecinătate, Lu, și... Las-o moartă. Johnny a cheltuit din bani? Una de 20. A schimbat-o azi noapte la prăvălie și a ajuns la bancă azi dimineață. Și-au refăcut traseul până la el acum câteva ore. L-am săltat. Acum, de unde știi că Elmer n-a aruncat mălaiul pe piață și abia acum începe să circule? N-a apărut nicio bagnotă. Doar asta de 20, așa că... Ia stai, Lu, stai așa, să-ți ofer imaginea completă, ca să economisim timp. Eram pe de-a întregul dispus să accept că banii ajunseseră în mâna lui în mod cinstit. S-a plătit singur acolo la benzinărie și, oricât ar fi de ciudat, a avut de încasat exact 20 de dolari pentru cele două nopți. Părea totul în regulă, înțelegi ce vreau să zic? Putea să fi primit bancnota de 20 și să se plătească pe sine cu ea. Da, nu putea să spună că a făcut asta. Nimeni n-a vrut să spună. Fiindcă să dea dracii dacă putea. Sunt al naibii de puține mașini care opresc la Murphy între miezul nopții și 8 dimineața. Ar fi trebuit să și-l amintească pe ăla care i-ar fi dat un 20. Am fi putut să-l verificăm pe client sau pe clienți și el ar fi scăpat de aici. Dacă era nevinovat. Se poate să fi fost în sertarul casei de marcat când și-a început el tura? Glumești? O bagnotă de 20 de dolari cu care să dai restul? Hendrix a scuturat din cap. Știam și noi că nu avusese, chiar fără să-și dea cuvântul Slim Murphy.
Acum, stai așa. Ține-te bine. L-am verificat pe Murphy și alibiul lui e beton. Puștiu, duminică seara, de pe la 9 la 11, mă te demonstra unde a fost. Noi nu putem demonstra, iar el nu vrea. A, e floare la ureche, Lu. Oricum ai privi-o. Ia crimele în sine. Dama aia, bătută măr. E o chestie pe care ar putea să o facă un puș nebun care și-a pierdut capul. Și banii? Numai 500 luați din 10.000. Se simte copleșit de atâta bănet, așa că apucă și el un pumn de bancnote și lasă restul. Din nou, o manevră de puștan. Da, am spus. Da, cred că ai dreptate, Howard. Crezi că a dosit restul pe undeva? Ori asta, ori s-a speriat și a aruncat. S-a aranjat, Lu. Frățioare, n-am mai văzut în viața mea un caz așa limpede. Dacă ar pica mort în clipa asta, aș crede că e o judecată cerească și eu nici nu-s credincios. E bine, spusese tot ce era de spus. O dovedise clar ca lumina zilei. Păi, acum ar fi bine să te apuci de treabă, Lu. L-avem la răcoare. Încă nu l-am pus sub acuzare și nici nu o să-l punem până nu face ce trebuie făcut. În faza asta a jocului, n-am de gând să las un avocat fără scrupule să-i spună ce drepturi are. Am ezitat. Apoi am spus, nu, cred că n-ar fi o treabă deșteaptă. Nu-i nimic de câștigat din asta. Bob știe? La ce bun să-l săcâim, n-ar avea ce să facă. Mă rog, mă întrebam doar dacă n-ar trebui să-l rugăm și pe el. Dacă ar fi bine ca eu să... Dacă ar fi bine, a spus el încruntându-se. De ce n-ar fi bine? A, știu ce simți, Lu. E doar un puștan, îl mai și cunoști. Dar e un ucigaș, Lu, și încă unul a furisit cu sânge rece. Nu uita asta. Gândește-te ce trebuie să fi simțit nenorocita aia de femeie când o bătea el de infunda fața. Ai văzut-o? Ai văzut cum arăta fața ei? Carne tocată, hamburger. Nu, am spus, pentru Dumnezeu. Sigur, Lu, sigur, a zis și m-a apucat cu brațul pe după umeri. Îmi pare rău. Uit mai rău că nu te-ai călit la asemenea treburi. Ei bine? Păi, cred că ar fi mai bine să îi sprăvesc cu treaba asta. Am coborât la subsol unde era închisoarea. Gardianul mi-a deschis poarta și a închis-o iar în urma mea. Am pornit amândoi pe lângă îngrăditură, am trecut de celulele obișnuite și am ajuns la o ușă grea de oțel. Avea o ferestruică îngustă, prin care m-am uitat înăuntru, dar n-am văzut nimic. Un bec nu se putea ține acolo, indiferent câtă pază ai fi pus. Iar fereastra, care era doar cu două treimi deasupra solului, nu lăsa să intre prea multă lumină naturală. Vrei o lanternă, Lu? Cred că nu. Văd tot ce-mi trebuie să văd. A întredeschis ușa cu zgârcenie. Eu m-am strecurat înăuntru, iar el a trântit-o în urma mea. Am rămas câteva clipe cu spatele la ieșire, clipind. Apoi am auzit un scârțâit și un hârșit și o umbră s-a ridicat, clătinându-se către mine. Mi-a căzut în brațe, iar eu l-am susținut, bătându-l ușor pe spate, alinându-l. Nu-i nimic, Johnny băiete, o să fie totul bine. Iisuse, Lu, Iisuse, Iisuse Hristoase! Știam eu, știam că o să vii, trimiseseră după tine, dar a trecut atâta vreme, atâta vreme și am început să cred că poate n-o să... Doar mă știi prea bine, Johnny. Știi cât mă gândesc la tine? Sigur. A tras aer adânc în piept și l-a lăsat să iasă încet. Ca un om care a ajuns la țărm după ce a notat din greu. Ai o țigară, Lu? Ticăloșii ăștia împuțiți mi-au luat toate. Ei, hai acum. Își făceau doar datoria, Johnny. Ia un trabuc și o să fumez și eu unul cu tine. Ne-am așezat unul lângă altul pe patul metalic, concav, iar eu am aprins un chibrit pentru trabucurile noastre. Apoi l-am scuturat, el a pufăit și eu am pufăit și strălucirea jarului se aprindea și se stingea pe fețele noastre. Asta o să-l mânie la culme pe bătrânul, a spus el și a râs convulsiv. Presupun că va trebui să afle, nu-i așa? Da, i-am răspuns. Mă tem că va trebui să afle, Johnny. Când pot să plec de aici? Cât de curând? O să mai dureze mult. Unde erai duminică seara? La cinema. A tras zdravă din trabuc și am văzut cum începe să-i se liniștească tremuratul fălcii. Ce contează? A adăugat. Știi ce vreau să spun, Johnny? Unde te-ai dus după film?
De când ai plecat până ți-ai început tura la muncă? Păi, puf, puf, nu văd ce legătură are cu treaba asta. Eu nu te întreb pe tine, puf, unde te... Pot să mă întrebi, l-am întrerupt. Am de gând să-ți spun. Cred că s-ar putea să nu mă cunoști atât de bine pe cât ai crezut, Johnny. N-am fost mereu cinstit cu tine? Vai, a naiba, Lu, a spus el ruștinat. Știi ce simt față de tine, dar... Bine, probabil că și așa o să spun mai devreme sau mai târziu. A fost... Puf. Uite cum a fost, Lu. I-am spus bătrânului că miercuri am întâlnire cu o gagică, știi? Da, că mă temeam să nu mă lase anvelopele și că aveam ocazia să fac rost ieftin de vreo două bune și să-i dau înapoi câte puțin în fiecare săptămână până mă achitam de datorie. Și stai să mă lămuresc. Aveai nevoie de cauciucuri pentru hot row-ul tău și ai încercat să împrumuți bani de la taică tu? Clar, exact cum spuneam. Și știi ce îmi zice Lu? Îmi zice că n-am nevoie de cauciucuri, că prea umblu cranga. Zice că s-o aduc pe gagica asta acasă și mama o să facă niște înghețată și o să jucăm toți cărți sau ceva. Sfinte, sisoie, a exclamat el scuturând din cap cu un aer confuz. Cât de prost trebuie să fii! Am râs fără răutate. Și pe urmă tot te-ai ales cu cauciucuri, nu? Ai jumulit două de la o mașină parcată? Păi, sincer să fiu, Lu, am luat patru. N-aveam de gând. Dar știam unde aș putea da repejor o pereche și, mă rog, sigur, a fost mai greu de pus mâna pe tipa asta și voiai să te asiguri că-ți faci treaba cu ea. Bună de tot, gagica, a? Tfă, oho, știi ce vreau să zic, Lu? O gagică de-aia dezvine să scoți pantofii și să te bălăcești în ea. Am râs iar, a râs și el. Apoi s-a lăsat o tăcere urâtă, iar el s-a foit stânjenit. Știu a cui eu mașina, Lu. Imediat ce mă mai pun pe picioare, o să-i trimit banii pentru anvelopele alea. E în regulă, am spus. Îți face griji pentru asta. Noi am... Imediat. O să pleci în câteva minute, Johnny. Mai sunt doar câteva formalități de îndeplinit. Frățioare, ce o să mă mai bucur când o să ies de aici? Anaiba, Lu. Nu știu cum suportă oamenii așa ceva. Pe mine m-ar scoate din minți. Ar scoate din minți pe oricine. Și chiar așa se întâmplă. Poate ar fi mai bine să te culci puțin, Johnny. Întinde-te pe pat. Eu mai am de spus niște lucruri. Dar... S-a întors încet și a încercat să se uite la mine, să-mi vadă chipul. Fă cum ți-am zis mai bine, am insistat. Parcă e greu de respirat când stăm așa amândoi în capul oaselor. Aha, Și s-a întins pe pat. A oftat din rărunghi. Auzi, e destul de comod așa. Nu că-i ciudat, Lu, ce diferență se simte? Când ai pe cineva ca tine cu care să vorbești, vreau să zic, cineva care te simpatizează și te înțelege, dacă ai așa ceva, poți să faci față la aproape orice. Da, e mare diferență și... Asta e. Johnny, nu ne-ai zis că de la mine ai bancnota de 20? Nu, la dracu. Dar drept cine mă iei? Mă piși pe indivizia aia. De ce nu, am întrebat. De ce nu le-ai zis? Păi, scândurile tare ale patului au scârțit. Păi, m-am gândit. O, știi tu, Lu. Elmer se fuțuia într-o grămadă de locuri ciudate și mi-am zis că poate... Mă rog, știu că nu produci mălai cu nemiluita și mereu le dai altora din banii tăi. Și dacă ți-ar stracura și ție cineva un bacșiș mic... Înțeleg. Eu nu iau mită, Johnny. Cine a zis ceva de mită? L-am simțit cum a ridicat din umeri. Cine a zis ceva? Pur și simplu n-aveam de gând să-i las să te lovească în cap cu treaba asta până nu găseai o... Până nu ți-aminteai unde ai găsit-o. N-am mai spus nimic timp de un minut. Stăteam acolo, pur și simplu, gândindu-mă la el, la puștul ăsta despre care toată lumea spunea că nu-i bun de nimic, și la alți câțiva oameni pe care îi cunoșteam. Aș fi vrut să nu faci asta, Johnny, am spus în cele din urmă. A fost un lucru greșit. Vrei să zici că o să se supere? A replicat el și a scos un grohăit. Dă-i, dracu, ăștia nu înseamnă nimic pentru mine. Da, tu ești un nins prima întâi. Chiar așa? De unde știi că-s așa, Johnny? De unde poate să știe omul ceva în viața asta?
Trăim într-o lume ciudată, puștule, într-o civilizație aparte. Una în care polițiștii joacă rol de excroci și excrocii fac muncă de poliție. Politicienii sunt predicatori, iar predicatorii sunt politicieni. Perceptorii bagă în buzunar ce adună. Oamenii răi vor să avem mai mult mălai, iar oamenii buni se luptă să-l țină departe de noi. Nu-i bine pentru noi. Știi ce zic? De-am avea toți orice poftim de mâncare, ne-am căcat prea mult. Am avea inflație în industria hârtiei igienice. Așa văd eu lucrurile. Cam ăsta e calibrul unora dintre disputele pe care le-am auzit. El a chicotit și a lăsat să-i cadă pe podea ciotul de trabuc. Ei, drăcie, Lu, chiar că-mi place să te aud vorbind. Nu te-am mai auzit zicând așa ceva până acum. Da, se face cam târziu și... Da, Johnny, e o lume sucită rău, întoarsă cu curul în sus și mă tem că așa o să rămână. Și să zic de ce, fiindcă nimeni, aproape nimeni, nu vede nimic rău în asta. Lumea nu vede că lucrurile sunt aiurea, așa că nu-și face griji. Își face griji numai cu tip ca tine. Își face griji cu tip cărora le place să bea ceva și beau. Cu tipi care vor să-și opună fără să treacă pe la popă. Tipi care știu ce-i face să se simtă bine și n-au de gând să se lase convinși să renunțe la nițică acțiune. Lumii nu-i place de voi și vă forțează cu legea. Și, după cum îmi pare mie, o să vă forțeze tot mai tare pe măsură ce trece vremea. Mă întreb de ce mai stau pe aici, știind cum stau lucrurile. Și e greu de explicat. Presupun că stau cam cu curul în două luntri, Johnny. M-am plantat cu un picior colo și unul dincolo, de vreme de tot. Și acum parcă au prins rădăcini, de nu mă mai pot mișca nici la stânga, nici la dreapta. Și nici să sar nu pot. Tot ce pot să fac e să aștept până mă rup, fix pe mijloc. Asta e tot ce pot să fac și... Dar tu, Johnny... Mă rog, poate că tu ai făcut ce trebuia. Poate așa e cel mai bine. Pentru că o să se strângă șurubul tot mai tare, puștule. Și știu cât de strâns era și în trecut. Eu nu! Eu am omorât-o, Johnny. Eu i-am omorât pe amândoi. Și nu-mi zice că n-aveam cum să o fac, că nu-s eu genul ăla de om, fiindcă habar n-ai. Ba... A început să se ridice într-un cot, apoi s-a oprit și s-a întins la loc. Ba, fac pariu că ai avut un motiv solid, Lu. Fac pariu că și-au căutat-o cu lumânarea. Nimeni nu și-o caută cu lumânarea, i-am răspuns. Dar motiv am avut, da. Vag, din depărtare, ca un țipăt fantomatic, am auzit sirenele rafinăriei marcând începerea turei de seară. Și mi-am imaginat muncitorii târându-și picioarele să intre la muncă, în timp ce schimbul anterior se târa să iasă, aruncându-și ofertașele în mașini, ducându-se la casele lor să se joace cu copiii lor, să bea bere, să se uite la televizor, să-și o tragă cu nevestele, să... Ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Ca și cum n-ar fi pe moarte un puștan, iar un bărbat, o parte dintr-un bărbat, n-ar muri odată cu el. Lu... Da, Johnny. Era o afirmație, nu o întrebare. Vrei să spui că ar trebui să mă las pedepsit în locul tău, să... Nu. Da. Nu. Nu cred. Nu pot, Lu. Of, Iisuse. Nu pot. N-aș putea să trec prin... L-am întins ușor la loc pe pat. I-am ciufulit părul și l-am bătut ușor sub bărbie, ridicându-i-o. Pacea își are vremea ei, i-am spus. Și războiul își are vremea lui. Săditul își are vremea lui și recoltatul își are vremea lui. Trăitul își are vremea lui și muritul își are vremea lui. Lu, lucrul ăsta mă doare pe mine mai rău decât pe tine. Și mi-am repezit muchia palmei ca pe o lamă de cuțit peste trahea lui. Apoi m-am întins și am apucat cureaua. Am bătut în ușă, iar după vreun minut a apărut gardianul. A deschis-o puțin, cât să mă strecor afară și a trântit-o la loc. Ți-a făcut ceva necazul, Lu? Nu. A fost foarte pașnic. Cred că am reușit să rezolvăm cazul. Are să vorbească, a? Până acum a tot vorbit, am spus, ridicând din umeri.
Am urcat și am spus lui Howard Hendricks că avusesem o discuție lungă cu Johnny și că, după părerea mea, înțelesese ce avea de făcut. Doar să-l las singur vreo oră, așa i-am spus. Am făcut tot ce am putut. Dacă nici eu nu l-am lămurit, atunci chiar că n-are să se mai lămurească. Sigur, Lu, sigur. Îți cunosc reputația. Vrei să te sun după ce mă duc să-l văd? Așa aș vrea. Sunt curios să știu dacă vorbește.